Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Jocai Mor, Omul de Aur, Capitolul 1, Corabia Sfânta Barbara, Porțile de Fier. Un lanț muntos, despicat în două la mijloc din vârf și până la temelie pe o lungime de 4 mile, de o parte și de alta ziduri de cremene ce se ridică vertical, la înălțimi de 600 până la 3000 de picioare, iar în mijloc uriașul fluviu al lumii antice, Istrul, Dunărea. Oare puhuiul de apă prin greutatea lui și-a tăiat această poartă sau focul din adâncuri a izbucnit despicând lanțul munților? Neptun sau Vulcan este autorul? Sau amândoi împreună? E opera divinității. Omul cu mâini de fier al zilelor noastre, omul care imită divinitatea, nu este în stare să creeze o minunăție ca asta. Scoicile de mare împrăștiate pe vârful muntelui Frusca Gora, fosilele din peștera veterani, fosilele ale reptilelor ce au locuit cândva în fundul mărilor, ne arată urmele mâinilor primului zeu, ale lui Neptun. Despre celălalt zeu ne vorbesc stâncile de bazalt ale detunatei. Despre al treilea, despre omul cu mâini de fier, vorbește scobitura aceea lungă tăiată în stâncă, șoseaua cu boltă, vorbesc ruinele unui oraș uriaș pod de piatră, o placă comemorativă sculptată în stâncă a idoma unui basorelief și șgheabul la de 100 de picioare tăiat în mijlocul albiei, șgheab prin care pot să treacă vasele mai mari. Porțile de fier au o istorie de 2000 de ani și numele lor este același în limba a patru popoare. Parcă te apropii de un templu construit de uriași, un templu cu stâlpi și colane formate de stânci înalte ca niște turnuri, pe marginile cărora se înalță figuri de coloși ciudați, coloși în care închipuirea vede statui de sfinți. Incinta acestui templu, adâncă de 4 mile, face mici cotituri sau schimbă direcția dezvăluind privirilor alte temple cu alte grupuri de ziduri și alte sculpturi miraculoase. Într-un loc, zidul e neted ca granitul șlefuit, brăzdat de vine roșii și albe, slove mistice ale zeilor. În alt loc, poala muntelui e roș-ruginie, parcă ar fi într-adevăr de fier. Ici colo, straturile oblice de granit dezvăluie parcă un îndrăznesc sistem de construcții folosit de titani. La cotitura următoare te întâmpină porticul unui templu gotic cu turnuri înalte și ascuțite, cu stâlpi de bazalt zvelți și deși. În mijlocul peretelui fumuriu, aici colo licărește câte o pată galben-aurie, parcă ar fi capacul chivotului legii. Acolo înflorește sulful, floarea de minereu. Dar zidurile sunt împodobite și cu flori vii. De muchiile și din crăpăturile stâncilor atârnă ghirlande verzi ca niște coroane așezate de mâini pioase. E frunzișul brazilor și al arborilor uriași, a căror masă compactă și întunecată, e smălțuită și colo de lanțul tufelor îngălbenite și înroșite de bruma toamnei. Din când în când, pereții aceștia dubli, nesfârșit și amețitori, sunt tăiați de un defileu prin care privești într-un colț de rai ascuns, nelocuit de om. În întunericul acesta, ce dăinuie și ziua, deoarece printre pereții de stâncă plutește o umbră adâncă și mohorâtă, valea scăldată în soare zâmbește ca o priveliște de bazm în care o adevărată pădure de viță sălbatică, cu boabe mici și roșii, colorează arborii acoperiți de frunzele lor pestrițe ca de un covor. Nu se vede nicio așezare omenească. În vale din pâriașul îngust ce curge bolborosind prin luminiș, căprioarele sorb fără teamă apa de cleștar. La vărsarea în Dunăre, pârâul se zvârle de pe stâncă, întocmai ca un șuvoi de argint. Mii și mii de oameni trec pe lângă valea aceasta și se gândesc, oare ce se ascunde în fundul ei? După câteva clipe, valea rămâne în urmă și te întâmpină alte priveliște, alt templu mai mare decât cel pe care l-ai depășit, mai amenințător. Cele două ziduri se apropie atât de mult încât distanța dintre ele e abia de 140 de stânjeni, iar înălțimea lor trece de 3000 de picioare. Stânca aceea care ți iese în cale acolo sus e groapa lui Petru, mormântul Sfântului Petru. În stânga și în dreapta ei, statuile acelea uriașe cioplite în stângă sunt doi apostoli, tovarășii lui, iar acolo jos, între cele două ziduri, curge Dunărea în albia ei de piatră. Marele și bătrânul fluviu,
obișnuit să curgă maestos și calm prin întinsa pustă maghiară într-o albie, lată de 1000 de stânjeni, obișnuit să fie alintat de sălcile care de pe maluri se apleacă deasupra-i, obișnuit să se reverse dând câte o raită prin câmpiile smălțate de flori și să pălăvrăgească cu morile care psalmodiază abia auzit, simțindu-se dintr-o dată gâtuit într-o strâmtoare de stâncă lată abia de 140 de stânjeni. O, cu ce furie sălbatică se repede s-o străpungă! Cei care au plutit pe fluviu până aici nu-l mai recunosc. Uriașul cărun se schimbă pe neașteptate într-un erou tânăr și aprig și valurile lui saltă, zburdă pe deasupra albiei stâncoase. Din loc în loc, câte un grup uriaș de stânci se ridică în mijlocul albiei ca un altar al groazei. Așa e uriașul babagai, coroana de stâncă a cazanelor. Dar cu o furie de nedescris, fluviul asediază tot. Își prăvălește apele peste ele, formează vârtejuri adânci în spatele lor, sapă găvane fără fund în albia de cremene și apoi se avântă la vale, tunând și plescăind peste treptele de piatră care se întindea curmezișul de la o stâncă la alta. În unele locuri, uriașul fluviu a sfârmat bariera care i-a stat în cale și se revarsă spumegând peste stâncile fărămițate. În alte locuri, izbindu-se de zidul de cremene al strâmtorii, își scobește un locaș și își îngroapă apele veșnic smumegând de sub steiul ce se apleacă deasupra. Pe alocuri, în spatele stâncilor care se țin zdravă în fața șuvoaielor, fluviu a ridicat ostroave, noi formații de pământ care nu pot fi găsite pe nicio hartă veche. Aceste insule acoperite de arbu și tufe sălbatice nu aparțin niciunui stat, nici celui maghiar, nici celui turc, nici celui sârb. Este țara nimănui, pământ în afara lumii și fără nume, unde nu există impozite și nu se cunosc stăpâni. În alte părți, fluviul a măcinat insulele, le-a înghițit cu tufe, cu păduri și cu colibe, cu tot, ștergându-le de pe hartă. Stâncile și ostroavele despart în mai multe brațe fluviul, care între Ogradina și Plavisovița își năpustește apele cu o viteză de 10 mile pe oră. Corăbierii trebuie să cunoască toate aceste brațe înguste, căci mâinile de fier ale omului n-au tăiat decât un singur șgheab în stâncă, un canal prin care pot trece corăbile mai mari, în timp ce pe lângă țări nu se pot strecura decât vase mici. De-a lungul insulelor mai mărunte, printre îngustele brațe ale uriașului încătușat, măreața opera naturii este întreruptă de construcții ciudate făcute de mâna omului. Două rânduri de piloni din bușteni groși în formă de V, cu deschizătura căscată în josul apei. Acestea sunt capcanele pentru moruni. Oaspeții vin din îndepărtata mare, înnoată în susul apei, lăsându-și capul scărpinat de șuvoaie din pricina paraziților care îi gâdilă și în acest fel ajung în capcană. Deoarece nu obișnuie să se întoarcă, înaintează mereu în închisoarea care devine din ce în ce mai strâmtă, ajungând în cele din urmă la morgă, acolo de unde nu mai au nicio scăpare. Chiar și glasul acelor locuri minunate e divin. E un huiet continuu, atot cuprinzător, atât de uniform, încât seamănă cu tăcerea și atât de limpede, încât aduce glas dumnezeiesc. Când fluviul uriaș rostogolește peste mormanele de stânci biciuind pereții de piatră, când se scufundă înecându-se în vârtejuri și când saltă peste treptele sonore ale cascadelor, ecoul face ca această neîntreruptă muzică a valurilor ce se zbat între cele două ziduri să atingă culm de măreție, ca și când ar veni dintr-o altă lume. Muzică de orgă, dangă de clopot și tunete ce hăuiesc până departe. Atunci omul amuțește, temându-se parcă să-și asculte propria lui voce în mijlocul acestor glasuri de tunet ale titanilor. Navigatorii comunică numai prin semne. În aceste locuri, credința plină de superstiție a pescarilor nu le dă voie să vorbească. Primeștia care se simte plutind îndeamnă pe oricine să murmure rugăciuni. Și nu-i de mirare să fie așa, deoarece trecând prin locurile acestea și văzând în jurul tău pereți întunecați, ai senzația că treci văzlind printre zidurile propriului tău cavou. Priveliștea e și mai sumbră atunci când izbucnește bora, spaima navigatorilor. Aceste furtuni aprige țin și câte o săptămână.
Atunci nu se mai poate naviga pe Dunăre, nu mai poți străbate prin porțile de fier. Dacă ar fi numai un singur perete de stâncă, acesta te-ar apăra poate împotriva vântului, dar uriașul curent de aer înghesuit între cele două ziduri devine atât de capricios încât seamănă cu vântul ce rătăcește pe străzile unui mare oraș. Te izbește când din față, când din spate, izbucnește la fie ce cotitură din altă direcție, se potolește uneori parcă de tot, apoi pe neașteptate să ne împustește țâșnind dintr-o văgăună ca dintr-un ascunziș. Apucă vasul, îi răsucește cârma, dă de lucru tuturor sau trage în apă toți caii de remorcă legați de parâmă. Apoi se întoarce împingând din spate cu o repeziciune atât de mare corabia pe care a prins-o, încât aceasta pare că plutește în josul apei, în fața vasului, valul se transformă în pulbere fină ca praful stârnit de vânt pe un drum de țară, iar concertul bisericesc răsună cu puteri înzecite, asemenea vuietului din ziua judecății de apoi, încât nu se mai aude strigătul de moarte al celui care se scufundă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Jocai Mor, Omul de Aur, Capitolul 2. Sfânta Barbara și călătorii ei. În vremea când s-au petrecut cele ce vom istorisi, pe Dunăre nu circulau încă vapoare. De la Galați și până la canalul Main, peste 9.000 de cai umblau de-a lungul malurilor, trudind să urce vasele în susul apei. Pe Dunărea turcească se întrebuințau și vâslele, pe cea ungurească nu. În afară de vasele trase de cai, furnicarul vaselor mici ale contrabandiștilor, conduse doar prin forța brațelor, roia într-un continuu dute-vino smălțuind apa dintre cele două țări. Pe atunci era la modă contrabanda cu sare. Statul vindea sarea pe malul turcesc cu un forint și jumătate. Prețul ei de acasă fiind de 5 forinți și jumătate, contrabandistul o readucea de pe malul turcesc, vândând-o pe malul unguresc cu 3 forinți și jumătate. În acest fel era în câștig și statul, și contrabandistul, și cumpărătorul. Nici nu-ți poți închipui raporturi mai prietenești decât acestea. Dar cel mai nemulțumit de partea sa de câștig părea a fi tot statul, care, pentru apărarea intereselor sale, înființase de-a lungul malului pichete de grăniceri, ordonând bărbaților din satele apropiate să păzească hotarul cu puștile. Fiecare sat dăduse un număr de grăniceri și, drept urmare, fiecare sat avea contrabandiștii săi. Astfel, singura măsură necesară era aceea de a ține socoteala ca, atunci când tinerii unui sat erau de strajă, tot atunci bătrânii acelui sat să lase la apă bărcuțele lor de contrabandă, ceea ce, fără îndoială, era o frumoasă manifestare a legăturilor familiale. Dar statul urmărea și alte scopuri mai înalte, punând străji atât de severe, stăvâlirea ciumei, îngrozitoarea ciumă orientală. Noi nu mai știm cum a fost și ce a fost această molimă, deoarece au trecut tocmai bine 150 de ani de când în țara noastră, la Zimonii, o frumoasă văduvă s-a împrobodit cu o noframă ciumată și a murit ca trăznită înainte de a ajunge la biserică. Dar pentru că în fiecare an citim în ziare că ciuma orientală izbucnește ba în Siria, ba la Brusa, ba în Pera, trebuie să admitem totuși că această boală există și să fim recunoscători cârmuirii, deoarece a închis ușile și ferestrele în calea ei, ne lăsând-o să intre în țară. Nu de alta, dar contractul cu fiecare popor străin ne-a dăruit câte o molimă nouă, încă necunoscută. Scarlatina am primit-o din China, vărsaturi de la arab, frigurile galbene de la nord-americani și holera de la hinduși, iar turcii ne-au blagoslovit cu ciuma. Iată de ce, de-a lungul fluviului, legăturile locuitorilor de pe malurile opuse sunt îngăduite și cu putință doar cu respectarea unui regulament profilactic, lucru care face ca viața lor să devină foarte interesantă și amuzantă. Și cât de severe sunt aceste regulamente? Îndată ce la Brusa sau aiurea izbunește ciuma, orice lucru însuflețit sau nu de pe malul turco-sârb, este considerat în mod oficial ciumat și oricine se
Atingerea acel lucru este suspect și trimis în institutele de carantină pentru 10, 20 sau 40 de zile. Dacă parâma de remorcare a unui vas de pe malul stâng atinge la vreo cotitură parâma unui vas de pe malul drept, întreg personalul vasului devine suspect și trebuie să rămână 10 zile în mijlocul Dunării. Căsciuma poate să treacă de la o frânghie la cealaltă și de la aceasta din urmă la întreg echipajul vasului. Totul este vegheat cu strășnicie. Pe fiecare vas se află un organ al oficialității, curățitorul, îngrozitoare persoană. Obligația lui este să urmărească pas cu pas pe fiecare, să vadă cu cine vine în contact și de ce se atinge și dacă pe malul târco-sârb un călător atinge doar cu poala pelerinei pe un străin sau vreun obiect din păr, lână sau cânepă, acestea transmit ciuma, să-l declare imediat suspect și odată ajuns la Orșova să-l smulgă din sânul familiei și să-l predea instituțiilor de carantină. Iată de ce este numit curățitor. Și vai de el dacă încearcă să treacă sub tăcere vreun caz suspect. Pentru cea mai mică nebăgare de seamă e pedepsit cu 15 ani de închisoare. Dar se vede că ciuma nu se prinde și de contrabandiști, deoarece dânșii nu iau curățitori în bărcuțele lor și oricum și-ar face de cap ciuma orientală la Brusa, contrabandiștii circulă zi și noapte de la o mal la celălalt. Poate n-ar fi rău să se țină seama că patronul lor este Sfântul Procopie. Doar Bora obișnuiește să tulbure comerțul acesta în detai în regiunea torentului porților de fier, izbind bărcile mânate de vâzle ale contrabandiștilor de malul sudic al fluviului. Cei drept și pe corăbiile trase de cai se putea face contrabandă, dar contrabanda aceea era de fapt comerț angro. Iar un astfel de comerț costa mai mult decât o prietenie frățească și deci nu era de nasul omului sărac. Și apoi aici nu mai era vorba de sare, ci de tutun și de cafea. Când Bora se apucă să sufle, vasele dispar de pe fluviu și pentru 3-4 zile se restabilesc bunele moravuri și fidelitatea față de cârmuire în așa măsură încât nu mai este nevoie de nicio slujbă pentru iertarea păcatelor. Atunci vasele se refugiază în porturi sau aruncă ancora în mijlocul Dunării, iar grănicerii pot să doarmă în tihnă atâta vreme cât Bora face să scârție streșine caselor de lemn. Pe o asemenea vreme, vasele nu umblă. Totuși, caporalul de la pichetul din Ogradina a auzit de câteva ori, încă dis de dimineață, acel muget caracteristic, acel tu-tu al cornului corăbierilor, ce răzbate chiar și prin șuierăturile vântului și prin buietul apelor și se poate distinge chiar când tună. E un urle ciudat, respingător și trist, strânit de un fel de bucium lung de lemn. O fi oare vreo corabie care dă surugiilor semnale de corn sau i s-a întâmplat vreo nenorocire între stânci și acum strigă după ajutor? Corabia aceea vine, o corabie de stejar de 10-12 mii de chile, după cum se vede foarte încărcată, deoarece bordul pe ambele părți este măturat de valuri de la un capăt la altul. Corabia pântecoasă este vopsită toată în negru. Doar prova este argintie și se termină cu un cioc în formă de melc, ridicat mult în sus și ferecat cu petice de tablă strălucitoare. Pe coverta vasului se înalță o construcție având forma unui acoperiș de casă, cu scări de ambele părți, iar sus cu un pod neted ce ține de la cârmă la cealaltă. Partea construcției care duce spre ciocul răsucit se termină cu o cabină dublă, alcătuită din două cămăruțe, cu uși ce se deschid spre dreapta și spre stânga. A treia latură a cabinei are două perechi de ferestre cu obloane verzi, iar în mijlocul dintre ele se vede în mărime naturală statuia Sfintei Barbara, care a avut o moarte de mucenică. Sfânta are veșmânt trandafiriu, mantie albastră, un văl roșu pictat pe un fond auriu, iar în mână ține un crin alb. Pe bucăția ca aceea de loc dintre cabină și colacii de funie groasă de la prova se află o lădiță de scânduri, lată de două picioare și lungă de cinci, vopsită în verde și plină cu pământ negru în care sunt sădite garoafe învoalate și micșunele parfumate.
Statuia și grădinița sunt înconjurate de un grilaj de fier înalt de 3 picioare, grilaj de care sunt aninate ghirlande făcute din flori de câmp, iar în mijlocul lui, într-un glob roșu, arde o candelă lângă care cineva a agățat buchete de rozmarin și ramuri sfințite, ramuri de salcie cu mătișori. La prova se înalță catargul, de cârligul căruia se află legat un odgon gros de 3 degete, întins spre mal, acolo unde 72 de cai se silesc să urce corabia cea grea în susul apei. Pe vreme bună și jumătate din numărul cailor ar fi de ajuns prin aceste locuri, dar pe Dunărea de sus chiar și numai 12 ar putea să o tragă. Acum însă, luptând împotriva vântului, cei 72 de cai trebuie îndemnați cu strășnicie. Tutuul acela este pentru căpetenia edecarilor. Glas de om s-a risipit fără noimă în asemenea clipe. Chiar dacă ar străbate distanța dintre corabie și mal, ecoul lui, multiplicat de stânci, l-ar încălci într-atât încât nimeni n-ar mai putea să înțeleagă ceva. În schimb, glasul cornului îl pricepe și calul. Din mugetul cornului, mai prelung sau mai scurt, înfricoșător sau încurajator, surugiu și cal înțeleg că trebuie să grăbească, când să încetinească și când să se oprească. Căci soarta vaporului este tare schimbătoare prin acest canal plin de stânci. Vasul trebuie să lupte cu vântul ce bate dintr-o parte, cu curentul capricios al fluviului, cu propria sa încărcătură, cu ocolitul stâncilor și al vârtejurilor. Soarta sa se află în mâinile a 2 oameni. Unul este cârmaciu, care stă cu mâinile încleștate pe timonă. Celălalt, căpitanul vasului, care cu glas de corn ce domină urletul evenimentelor naturii dezlănțuite, transmite semnalele cuvenite surugiilor. Dacă unul sau celălalt nu-și cunoaște bine meseria, apoi corabia se urcă pe stânci sau alunecă în vreun vârtej, este aruncată pe malul opus sau eșuează și atunci este pierdută cu oameni, cu șoareci, cu tot. Pe fețele celor doi nu se vede însă nicio trăsărire de spaimă. Cârmaciu este un bărbat vânjos, înalt de un stânjen, cu chipul arămiu. O rețea de vinișoare subțiri care îi brăzdează chiar și albul ochilor îi împânzește roșața din obraj. Glasul lui veșnic răgușit cunoaște doar 2 schimbări de tonalitate, sau strigăt puternic sau mormăit dogit. Pe semne că acest lucru îl face să poarte o îndoită grijă gâtlejului său, în primul rând îmbelindu-l cu un fular gros de lână roșie, iar în al doilea rând ungându-l din belșug cu palincă dintr-o ploscă ce se află totdeauna în buzunarul mundirului său. Capitanul vasului este un bărbat cam de vreo 30 de ani, de statură mijlocie, cu părul blond, cu ochi albaștri, gânditori, cu mustață lungă, în vreme ce obrajii sunt rași ca în palmă. La prima vedere s-ar zice că are o constituție plăpândă. Vocea se potrivește și ea cu această înfățișare când vorbește încet, de parcă ar vorbi o femeie. Cârmaciu se numește Fabula Ianoș. Numele capitanului este Timar Mihali. Curățitorul oficial stă lângă cârmaci și are gluga de pănură trasă pe cap. Nu-i vedem deocamdată decât vârful nasului și vârful mustății, amândouă la fel de roșcate. Numele lui n-a fost imortalizat de istorie. Acum mestecă tutun. De ușa grea de stejar este prinsă o luntre în care 6 mateloți vâslesc în cadență. La fiecare semnal sar cât ai clipi de la locurile lor, fac 2 pași în fugă, spre o ridicătură cu scaunel și apucă vâzla, o împlântă în Dunăre, apoi se aruncă înapoi pe băncile lor. Vâzla și ajută și ei pe edecarii de pe mal când curentul apei este mai vijelios. Un fel de barcă mai mică este legată de luntre. În ușa cabinei stă un bărbat cam de 50 de ani, fumând tutun turcesc dintr-un ciubuc. Are trăsături de oriental, dar mai mult de turc decât de grec, în timp ce îmbrăcămintea caută să dea impresia unui grec din Serbia, un grec cu caftan de plană și căciulă rotundă roșcată. Unui observator mai atent i-ar sări în ochi faptul că partea rasă a obrazului său este mai albă decât restul feței, așa cum au de obicei persoanele care nu de mult și-au ras barba. Acest domn este trecut în catastiful corobiei sub numele de Tricalis Eutim și proprietarul încărcăturii.
Cât privește corabia, îi aparține lui Brazovici Atanas, negustor din Comarom. Chipul unei tinere fete privește afară prin fereastra cabinei, devenind astfel vecin cu cel al Sfintei Barbara. Fata pare a fi și ea o sfântă. Chipul ei, mai mult decât palid, este alb, de un alb propriu marmurei sau cristalului. Culoarea aceasta îi se potrivește de minune, așa cum se potrivește absinienilor negrul, iar malaezienilor galbenul. E un alb netulburat de niciun amestec de culori străine, un alb căruia nu-i provoacă roșeață nici vântul când îi suflă în față, nici privirea stăruitoare a unui bărbat. Ce-i drept, tânăra fată e încă o copilă, abia împlinit 13 ani. E însă înaltă, zveltă și are o înfățișare gravă cu trăsături sculpturale perfect antice, ca și cum mama sa ar fi uitat să-și mai ia privirea de pe chipul Venerei din Milo. Părul des și negru are strălucirea metalului, e capana lebedei negre. Ochii sunt însă de un albastru închis, sprâncenele lungi, subțiri și alcuite aproape că se împreună pe frunte. Asemenea sprâncene împreunat împrumută parcă feței un fel de putere vrăjitorească. Sprâncenele subțiri și unite par a fi un fel de aureolă neagră pe fruntea unei icoane. Fata se numește Timea. Aceștia sunt călătorii Sfintei Barbara. Capitanul vasului, după ce a lăsat din mână cornul și a controlat cu plumbul adâncimea apei, și-a găsit răgazul ca, întorcându-se spre grilajul icoanei, să vorbească cu fata. Timea înțelege doar grecește, dar capitanul vorbește curgător și această limbă. Începe să-i arate fetei frumusețile peisajului, înfricoșetoarele, înfiorătoarele frumuseți. Fața albă și ochii de un albastru închis par nemișcați și atenți, chiar foarte atenți. Capitanului îi se pare totuși că ochii aceia nu privesc spre el, ci spre micșunelele înmiresmate de la picioarele Sfintei Barbara. Rupe deci o floare și o întinde copilei ca să asculte mai îndeaproape ceea ce vorbesc florile. Cârmaciu, aflat pe postamentul timonei, vede acest gest și strâmbă din nas. Decât să rupe florile sfinte și să le dea copilei, murmură el cu glas gâljuit, mai bine ar aprinde uran sfințit la candelă. Nu de alta, dar dacă Iisus ne duce spre uriașul ăla de piatră ce se vede acolo, apoi toți Hristoșii nu ne mai scapă. Doamne ajută! Această cuvântare, fabula Ianoș, ar fi ținut-o chiar dacă ar fi fost singur, dar deoarece curățitorul se afla prin apropiere și l-a auzit, iată că monologul se transformă în dialog. Dar de ce trebuie să străbateți porțile de fier pe o furtună ca asta? Păi de ce? Răspunde fabula Ianoș și, după bunul său obicei, precum și pentru o mai matură chipzuială, trage mai întâi o dușcă din plosca îmbrăcată în împletitură de pai. Daia, fiindcă suntem grăbiți. Avem 10.000 de chile de grâu curat pe bord. În Banat e vai și amar de recoltă, pe când în țara românească s-a făcut din gros. Așa că ducem grâu în sus, până la Carmarom. Azi e Sfântul Mihail. Apoi, dacă nu ne grăbim, ne găsește noiembrie pe aici și rămânem undeva pe drum, înțepeniți între sloiuri. Ei, cum? Dumneata ți închipui că o să înghețe Dunărea noiembrie? Nu cred, ci știu. Lucrul ăsta îl spune calendarul din Camaron. Privește-l, e în cabina mea, agățat deasupra patului. Curățitorul își ascunde nasul sub glugă și scuipă în Dunăre un boz de tutun mestecat. Nu scuipa rogute în Dunăre acum, pentru că Dunării nu-i place. Iar ce spune calendarul din Camaron, asta e sfânt. Acum 10 ani la fel prevestise că în noiembrie o să fie îngheț. Am început așadar să mă grăbesc spre casă cu corabia mea. Tot pe Sfânta Barbara mă aflam și atunci. Ceilalți râdeau de mine. După aia însă, la 23 noiembrie, s-a lăsat pe neașteptate un gernă praznic și jumătate din corăbii au fost prinse de ghețuri la Apatin și la Fjordvar. De data asta am râs eu. Doamne ajută-ne! Strânge vâzla aia! Hei! Din nou vântul năpraznic se repezi înverșunat spre corabie. Pe fața cârmaciului curgeau picături mari de sudoare, în timp ce se trudea să țină cârma nemișcată. N-avea nevoie de ajutor. Pentru tot ce făcea, se recompensa singur cu câte o înghițitură de palincă, din care pricină ochii îi se înroșeau și mai tare.
Uf, măcar pe lângă piciorul ăla de stâncă să ne ajute Iisus, se ruga el în vreme ce se chinuia cu cârma. Înfige bine vâzla, măi copile, măcar stânca aia să avem noroc să o ocolim cu bine. Apoi o să vină alta. Ei, o să vie și a treia, și a 13-a și tot va trebui să ținem pregătiți în gură banii pentru clopotar, căci în fiecare ceas trecem de 6 ori peste capacul coșciugului nostru. M-auzi? Începu curățitorul, scoțând din gură dita mai ghiomotocul de tutun. Eu cred că vasul ăsta al dumneavoastră nu transportă numai grâu. Domnul Fabura aruncă o privire sub gluga curățitorului și dădu din umăr. Ce-mi pasă mie? Dacă avem marfă de contrabandă pe corabie, măcar nu rămânem în carantină, trecem ca fulgerul mai departe. Cum așa? Cârmaciu își roti brațul drept pe la spate, descriind un semicerc, celălalt rânji. Ce puse oare ce voia să însemne gestul? Na, uită-te și dumneata, zise Fabula Ianoș, de când am fost ultima oară pe aici, iar s-a schimbat cursul apei. Dacă aș lăsa acum corabia să meargă așa cum o împinge vântul, am intrat în vârtejul ăsta nou care a apărut sub stânga îndrăgostiților. Vezi cumva arătarea aia drăcească ce nuată mereu pe lângă corabia noastră? E un morun bătrân, are cel puțin 5 chintale. Ori de câte ori peștele ăsta răutăcios în nuată de parcă s-ar lua la întrecere cu corabia, înseamnă că ne paște o nenorocire. Doamne, ajută-ne! Măcar te-ar veni mai aproape să-i pot înfice cangea în coaste. Doamne, ajută! Și capitanul stă la taifas cu grecoaica aia proptit de cabină, în loc să dea semnale oamenilor. Și pe fata aia tot piazarea a adus-o aici. De când a pus piciorul pe corabia noastră, vântul bate numai din față. Trebuie să fie ceva cu ea. E albă ca o stafie, iar sprâncenele îi se unesc ca la strigoi. Domnule Timar, semnalizați edecarului ăluia. Ho, ho! Domnul Timar nu se atinse însă de cor, ci continuă să povestească fetei cu chip alb pasmele stâncilor și ale cascadelor, căci începând de la porțile de fier și până sus la clisura, fiecare vârf de munte, fiecare peșteră de pe un mal sau de pe celălalt, fiecare stâncă, insulă sau vâltoare din albia fluviului își are istoria sa, legenda sa, zicătoarea sa populară sau întâmplările sale cu haiduci, despre care vorbesc cărțile de istorie universală, slovele săpate în stânci, doinele cântăreților populari și poveștile corăbierilor transmise din tată în fiu. Totul pare o bibliotecă pietrificată. Numele stâncilor sunt ca înscrisurile de pe cotoarele unor cărți și cine știe să le deschidă poate citi în ele un roman întreg. În această privință, Timar Mihali este un om foarte priceput bibliotecar. Trecuse doar de nenumărate ori prin porțile de fier călătorind cu corăbile ce-i se încredințaseră, cunoștea fiecare piatră, fiecare insulă. Oare în afară de dorința de a-i istorisi fetei povești instructive, capitanul avea și vreun alt motiv care îl îmboldea să depene legende? Poate că îl îndemna un gând bun, gândul datorită căruia, atunci când o ființă plăpândă trebuie să treacă printr-o primejdie de moarte, ce face să se strângă chiar și o inimă călită de primejdii, bărbații obișnuiți cu întâmplările înfiorătoare ademenesc în lumea bazmelor atenția acestor ființe neștiutoare. În vreme ce Timea asculta povestea eroului Mirco și a iubitei sale credincioasa Milieva, cum se cățăra sărăi acolo în mijlocul Dunării pe vârful stâncii Lijupigaia, în vreme ce înțelegea cum viteazul se apărase singur pe creasta propăstioasă împotriva tuturor mercenarilor fiorosului Asan, cum fusese răhrăniți el și Milieva timp îndelungat de o pajură care cărai ies pentru pui ei în cuiburi din vârful stâncii și cum îndrăgostiții împărțeau prada, în acea vreme copila nu mai era atentă la zgomotul sălbatic strânit de valurile ce alergau în jurul stâncii Lijubigaia, care se apropia amenințătoare. Astfel ea nu mai avea timp să se îngrozească dinainte de valurile albe înspumate pe care fluviul strâmtorat le aruncă în jurul vâltorii, valuri pe care corăbierile numesc capre din pricina coamelor lor ce par a fi de lână. Apoi, cred că n-ar strica să ne mai uităm și ce se petrece sub nasul nostru, nu numai înapoi, bombăni cârmaciul. Și deodată
își chinui gâdlejul scoțând un strigăt năprasnic. Ho, ho! Domnule capitan, ce dihanie se prevală peste noi de acolo din față! Timar privi peste umăr, dar abia când se întoarse spre prova, păzu și el arătarea din cauza căreia cârmaciul îi atrăsese luarea minte. Treceau tocmai prin mijlocul strâmtorii Tactalia, acolo unde Dunărea, lată de numai 200 de stânjeni, are panta cea mai înclinată. Fluviul pare acolo un pârâu de munte. Pare pârâu, dar e Dunărea în toată puterea ei. Un bloc uriaș de stâncă, cu fruntea năpădită de muși și tufe, desface în două apele acestui pârâu. În partea de apus a stâncii uriașe, apa se îngrămădește și ea sfâșiată, despărțită în două brațe. Unul din ele se zvârle la vale de pe un platou de stâncă până aproape de malul sârbesc, în vreme ce în albia de piatra celuilor braț, apele au tăiat un canal de vreo 50 de stânjeni, prin care corăbiile mai mari pot circula în sus și în jos. Nu e bine ca vasele ce vin din sus să se întâlnească cu cele de ce vin din jos tocmai în acest loc, deoarece ocolișul este legat de multe primejdii. În partea de miază noapte, sub oglinda apei, se ascund numeroase colțuri de stâncă, de care corabia poate să se lovească, iar spre miază zi se formează o vâltoare înspăimântătoare, pricinuită de cele două brațe care, după ce trec de blocul de stâncă, se împreunează și dacă o corabie apucă să intre acolo, apoi nicio putere din lume nu mai poate scăpa. Strigătul de alarmă al cârmaciului, ce dihanie se prăvale peste noi de acolo din față, arăta deci un pericol, fără doar și poate destul de serios. Să vină un vas din față tocmai în strâmtoarea Tactalia, când valurile se zbat nebunite și vântul suflă ca ieșit din minți, Timar ceru ochianul, care era în mâinile Timei și pe care, cu o clipă mai înainte, îl dăduse ca să poată vedea mai bine adăpostul de unde Mirco o apărase pe frumoasa Milieva. Spre apus, la cotul Dunării, drept în mijlocul apei, se zărea o madahală întunecată. Timar își îndreptă ochianul într-acolo și apoi strigă cârmaciului. E o moară! Atunci ne-a bătut Dumnezeu. Adusă de șuvoiul vigilios, se apropia cu repeziciune o moară pe care furtuna o smulsese din lanțul ei. Venea deci o corabie ce nu mai avea nici cârmaci și niciun alt om din echipaj, pentru că toți o părăsiseră de spaimă, iar moara, scăpată din lanțul de ancorare, alerga de capul ei orbește, măturând toate celelalte mori ce stăteau în cale și făcând să eșueze vasele încărcate pe care le întâlnea și care nu puteau să se ferească destul de repede din drumul. Iar aici n-ai cum să te ferești. În dreapta e Scila, în stânga Charibda. Fără să rostească o vorbă, Timar îi dădu ochianul Timei, arătându-i în ce direcție putea să vadă mai bine cuibul vulturilor, al căror străbun hrănise pe îndrăgostiții cu atâta perseverență. Apoi, într-o clipă, își scoase haina, sări în mijlocul vâzlașilor din luntre și porunci ca 5 dintre ei să-l urmeze în barcă, să ia ancora cea mică și odgonul cel subțire și apoi să dezlege barca de luntre. Tricalis și Timea nu înțeleseseră cuvintele lui, pentru că Timar vorbise ungurește, iar ei nu cunoșteau această limbă. Nu pricepură nici poruncile pe care capitanul le dădu timonierului. Lasă caii de remorcă să meargă înainte, iar corabia să nu cârmească nici la dreapta, nici la stânga. După câteva minute însă, Tricalis putu să vadă cu proprii săi ochi primejdia ce-i pândea. Moara se apropia vijelios, plutind pe apele învolburate, astfel că nu era greu să dezlușești chiar și cu ochiul liber roata ce lovea apa cu lopețile. Matahala aceea ocupa toată partea navigabilă a canalului. Fără îndoială, ciocnirea cu corabia încărcată însemna scufundarea amândorora. Cei 6 oameni din luntrișoară se sileau din răsputeri să înainteze împotriva curentului ce se năpustea la vale. 4 dintre ei vâzleau, al 5-lea cârmea, iar capitanul stătea la prova cu brațele încrucișate. Ce vor izbuti oare să facă oamenii aceștia? Cu o biată luntrișoare împotriva unei mori,
cu mușchi omenești împotriva vântului, fluviului și împotriva vântului dezlănțuit, chiar și dacă fiecare din ei ar fi un Samson, legile hidrostatice le-ar zădărnici Truda, încercând să împingă moara din drum, ei vor împinge de fapt înapoi propria lor luntișoare, iar dacă vor vrea să prindă moara, apoi matahala aceea îi va târî după ea. E ca și cum un peianjen ar vrea să prindă în plasă un nasicorn uriaș. Luntrișoarea nu se opri însă în mijlocul Dunării, ci căută să ajungă la capătul dinspre apus al colosului de stângă. În locul acela, fluviul își arunca valurile cu atâta furie, încât cei 5 bărbați dispăreau din când în când în prăpastia apelor, pentru ca în clipa următoare să se înalțe din nou pe sălbatica creastă de spumă, fiind mereu clătinați și zvârliți încoace și încolo de curentul dezlănțuit care spumega sub colosul de stâncă, în tocmai ca apă. Jocaimor, omul de aur, capitolul 3, pisica albă. Cei 5 marinari din luntrea zvârlită mereu într-o parte și în alta de valuri se sfătuiau ce ar putea să facă. Unul era de părere că trebuia să se spargă peretele morii sub nivelul apei. În acest fel, moara lua apă și se scufunda. Dar asta nu ar fi însemnat salvarea. Moara, chiar scufundată fiind, ar fi fost luată de curentul puternic și izbită de corabia încărcată. Altul era de părere că moara trebuia prinsă cu căncile și mânată apoi cu ajutorul cârmei din luntre, în așa fel încât să nimerească drept în vârtej. Nici această soluție n-ar fi fost lipsită de primejdie, deoarece apele ar fi prins și luntrea în mijlocul învârtejul lor. Timar dădu ordin cârmaciului să îndrepte luntrea spre capătul insulei Perigrada, deasupra căreia, ca o coroană, se ridica stânca îndrăgostiților. Când ajunseră aproape de cascadă, el ridică ancora grea de un chintal și o aruncă în apă, fără ca luntrea să se clatine măcar. Timar dovedea că, deși subțiratic, avea mușchi de oțel. Ancora trase după sine o bună bucată din colacul de frânghie, semn că în locul acela apa era adâncă. Timar dădu apoi ordin cârmaciului ca imediat să îndrepte luntrea spre moară. Ceilalți îi înțeleseră repede gândul. Voia să prindă moara cu ancora. Rău gând, ziseră ei. Moara o să se oprească de-a culmezișul canalului și o să închidă calea corăbiei, iar parâma de ancorare, fiind lungă cât toate zilele, o să pleznească din cauza greutății morii. Când Tricalis Eutim, care stătea pe punte, înțelese ce voia să facă Timar, zurli cât colo ciubucul și, înspăimântat, alergă de-a lungul punții spre prova, strigând timonierului să taie imediat odgonul care îi lega de caii ce remorcau vasul și să lase corabia să plutească în voia curentului. Fabula habar n-avea de limba greacă, dar văzând gesturile lui, pricepu ce îi se cerea. Sprijinindu-și umărul de timonă, răspunse calm: "Nu vă pierdeți cumpătul. Timar știe ce face." Îngrozit și furios în același timp, Tricalis să-și scoase hangerul de la brâu, gata să taie el însuși frânghia. Dar timonierul îi făcu semn să se uite spre pupa. Ceea ce se zărea acolo a avut darul să-l potolească de îndată pe Eutim. Dinspre miază zi, de-a lungul Dunării, plutind în mijlocul fluviului, urca un vas. Deși corabia care venea era la cel puțin o milă depărtare, un ochi priceput putea recunoaște câteva detalii de construcție. Vasul avea un catarg pe care pânzele erau strânse, cupa înaltă și 24 de vâsle. Era o canonieră turcească. Când o zări, Tricalis vârâ hangerul de unde îl scosese. Pe când priveliștea de la prova îi împurpurase obrajii, priveliștea de la pupa le împrumută culoarea cerii. Grăbit se îndreptă spre Timea. Fata privea prin ochean culmile stâncoase ale Perigradei. Dăm ochianul, ceru Eutim, răgușit de spaimă. Tii, ce drăguți sunt, zâmbi Timea întinzându-i-l. Despre ce vorbești? Colo, pe stânga aceea, trăiesc prințe mititele care se hârjonesc ca veverițele. Eutim îndreptă ochianul spre vasul care venea din josul fluviului și încruntă sprâncenele și mai tare. Pe chipii se întipări o paloare cadaverică.
Reprimind ochianul, Timea a început din nou să privească pințele ce populau stâncile Perigradei, în timp ce Eutim îi cuprinse cu brațul drept talia. Și ce se mai joacă? Țupa, țupa, uite, una le fugărește pe celelalte, vai ce frumos e! Timea nici nu bănuia că prin mintea celui care îi cuprinzese talia, fulgerea să gândul să o ridice și să o arunce peste bordul vasului în valurile spumegânde. Noroc că ceea ce văzu Eutim în partea dinspre prova îl liniști, redând chipului său culorile obișnuite. Când fu atât de aproape de moară, încât putea să o ajungă cu ușurință, Timar prinse cu mâna dreaptă o bună bucată din parâma cu care era legată ancora. Aceasta avea la capăt un cârlig de fier. Plutind în mijlocul puhoiului, tocmai ca un monstru antideluvian, moara fără cârmaci se apropia vertiginos. Roata cu lopeți se învârtea ca o sfârlează. Sub coș, deasupra sitelor, pietrele se învârteau și ele, scrâșnind și pocănind înspăimântător, lucrând în gol, parcă ar fi măcinat o covată întreagă de grâu. Nu se zărea țipenie de om pe această construcție sortită pieirii. Numai sus, pe acoperișul de șintrilă vopsit în roșu, o biată pisică albă mieuna jalnic. Ajungând aproape de moară, Timar roti cu repeziciune deasupra capului parma ce avea la capăt cârligul de fier și-o aruncă între lopețile roții. Cârligul de fier se prinse de una dintre lopeți și roata învârtită de eșuvoiul apei începu să depene parâma, schimbând astfel încetul cu încetul direcția morii către insula Perigrada și înfăptuind în acest fel, chiar cu mijlocul propriilor sale mecanisme, o muncă de sinucigaș, izbirea morii de stâncă. Spus am, au bacă, Timar știe ce face, murmură satisfăcut fabula Ianoș în timp ce Eutim exclamă bucuros. Bravo, băiete! Și strânse cu atâta putere mâna Timei, încât fata speriată încetă să mai privească pințele. Uită-te acolo! Timea privi în direcția morii. Nu-i mai trebuia ochian, deoarece aceasta ajunsese atât de aproape, încât din cei 50 de sânge încât măsura canalul îngust, abia dacă rămăseseră vreo 10 între corabie și moară. Tocmai atât cât trebuia ca vasul să poată trece neatins de periculoasa mașină drăcească. Timea nu văzuse nici primejdia și nici salvarea. Din toată priveliștea ea zărise doar biata pisicuță. Amărâta aceea, văzând că se apropie de ea o corabie pe care erau oameni, începu să sară și se alerge pe marginea acoperișului, smiorcăind și miorlăind, măsurând mereu distanța dintre moară și corabie, gândindu-se parcă, oare voi putea sări? O, sărmană pisicuță, se văită Timea, dar avea noroc ca moara să fie mai aproape și să poată sări pe corabia noastră. De un asemenea noroc, corabia fu ferită însă de sfânta ce o crutea și de parma care, înfășurându-se din ce în ce mai mult în jurul roții cu lopeți, începuse să tragă moara tot mai aproape de insulă, depărtând-o din calea corabiei. Biata pisicuță albă, ce frumoasă era! Nu-i duce grija, fata mea, căută să o liniștească Eutim. Când moara o să ajungă la stâncă, o să sară pe mal și dacă, așa cum ai spus, acolo trăiesc pințe, apoi o să o ducă boierește. Numai că pisica albă nu voia să vadă insula ce se găsea în partea cealaltă a morii, ci continua să alerge pe marginea acoperișului dinspre corabie. Timea i-a făcut tot felul de semne cu năframa, în timp ce corabia trecea cu bine pe lângă moara buclucașe. A început să-i strige când pe grecește, când pe limba internațională a pisicilor. Du-te în partea cealaltă, întoarce-te, sar pe mal, șt, pst, zât, dar bietul animal îngrozit nu o înțelese. În clipa când pupa corabiei trecu pe lângă moară, aceasta fu întoarsă de vârtejul format în spatele vasului și deodată, în această poziție, roata fu solicitată să se învârtă în sens invers. Parâma înfășurată se rupse brusc, scăpată de parâmă, moara porni nebunește spre vălmășagul varurilor de lângă mal. Pisica albă, pufnind îngrozită, continua să fugă pe coama acoperișului. O, moara își continua drumul spre pieire. Înapoi a stânciu aștepta vârtejul. Erau unul dintre cele mai faimoase vârtejuri ce pot fi formate de fluviile uriașe. Locul acesta e însemnat pe toate hărțile marinarilor cu două săgeți curbe, îndreptate una spre cealaltă.
Vai de vasul care nimerește în locul însemnat de săgeți. În jurul pâlnii uriașe a vâltorii, torentul de apă spumegă de parcă ar fierbe într-un cazan uriaș, iar gura vârtejului de forma unei spirale se cască printre valuri, adâncă de mai bine de un stânjen. Vârtejul a tăiat în stângă o prăpastie de 120 de picioare. Orice obiect târât în acest mormânt adânc este sfărâmat în bucăți, încât nimeni n-ar putea să-i mai adune rămășițele. Iar om, dacă ar cădea acolo, la judecata de apoi, cu greu i s-ar mai aduna oșcioarele. Șuvoaiele trau moara scăpată tocmai din această vâltoare. Până să ajungă însă acolo, moara primi o spărtură în partea de jos, astfel că se aplecă într-o rână și grindeiul roții cu lopeți se îndreptă drept spre cer ca un catarg. Pisica albă fugi în vârful acestuia și se opri acolo cu spinarea încovoiată. Vârtejul prinse această hărăbaie făcută din scânduri și descrise cu ea un cerc larg. Apoi moara se roti de 4-5 ori în loc, din ce în ce mai repede, încât îi pârâiau și trozneau toate grinzile și în sfârșit dispăru sub apă. Dispăru și pisica albă. Timea își ascunse fața în șalul subțire zguduite de un tremur nervos. Sfânta Barbara era însă salvată. Eutim strânse pe rând mâinile fiecăruia dintre oamenii care se înapoiau pe corabie, iar pe Timar îl îmbrățișe. Capitanul crezu că și fata o să-i spună un cuvânt de mulțumire, dar Timea îl întrebă, ce se va alege acum de moara aceea? Îngrozită arăta spre vârtăiș. Păi țândăr, praf și pulbere. Și sărmana pisicuță? Buzele fetei tremurau și lacrimile îi umpluseră ochii. S-a isprăvit și cu ea. Bine, dar moara aceea e poate singura avuția vreunui om sărman, spuse Timea. E adevărat, dar tot atât de adevărat e că trebuia să ne apărăm corabia noastră și viața noastră. Altfel noi ne-am fi scufundat și pe noi ne-ar fi târât vârtejul în adâncuri pentru ca mai târziu să ne arunce pe mal sfârtecați de stânci. Temea își ridică ochii înlăcrimați spre bărbatul care rostise aceste cuvinte. Privi prin pânza de lacrimi într-o lume străină, o lume de neînțeles pentru dânsa. Să fie dreptoare, se întrebă ea, să dăm pradă vârtejului avutul unui om sărac pentru a scăpa cu bine corabia noastră și dreptoare să înecăm o pisică pentru ca noi să ne salvăm viața? Asta nu voia să înțeleagă Timea. Din clipa aceea a început să locolească pe Timar și nu se mai arăta bucuroasă să-i asculte pasmele cu zâne. Jocai mor. Omul de aur. Capitolul 4. Salto mortale cu un mamut. Cei drept, în clipele acelea, nici Timar n-avea chef să înșire povești. Nici n-apucase să răsufle bine după lupta pe viață și pe moarte pe care o dăduse, că Eutim, întinzându-i ochianul, îi arăta ceva către pupa, îndemnându-l să-l privească. Timar cercetă corabia ce abia se zărea din cauza depărtării și mormăi ca pentru sine, morfolind cuvintele în gură. Canonieră, cu 24 de vâzle. Salonichii, parcă scrie pe dânsa. Stătu cu ochianul la ochi până când culmile insulei Perigrada ascunseră în întregime corabia cealaltă. Atunci lăsă brusc ochianul din mână și, ducând cornul la gură, sună mai întâi de 3 ori scurt, apoi de 6 ori. Auzind semnalul, surugii porniră să-și mâie caii mai repede. Apele Dunării înconjoară insula stâncoase a Perigradei cu 2 brațe uriașe. Pe brațul dinspre malul sârbesc pot pluti în sus corăbii oricât de încărcate. Brațul oferă calea cea mai comodă, mai sigură și mai ieftină, deoarece pe acolo corăbile pot să fie trase numai cu jumătate din numărul cailor. În partea dinspre malul românesc s-a săpat de asemenea un canal în albie de-a lungul stâncilor de pe mal, dar canalul e atât de îngust încât prin el abia poate să se strecoare o corabie, iar pe deasupra tracțiunea se face numai cu boi. Câteodată se întâmplă să fie nevoie chiar și de 60 de perechi. În partea cealaltă a insulei Perigrada, brațul dinspre malul românesc se îngustează și mai mult din cauza unei insule mici ce stă tocmai de-a curmezișul canalului. Este insula Reschival. Azi insula este pe jumătate aruncată în aer. Pe vremea când s-au petrecut cele povestite, ea exista în întregime.
Prin strâmtoarea formată de cele două insule, apele Dunării năvălesc cu iuțeala săgeții, pe când mai sus de această strâmtoare, fluviul se lăbărțează umplând ca un uriaș lac golul dintre cei doi pereți de stâncă. E ciudat faptul că acest lac n-are luciu. El se află într-o veșnică mișcare, încât nici iarna cea mai aspră nu reușește să încremenească apele. Fundul lacului este presărat cu stânci. Unele stau în întregime ascunse sub apă, iar altele, ieșind de câțiva stânjeni deasupra, diforme și slute, se întreg parcă să-și merite sinistra faimă prin sluțenia și hidoșenia lor. În acel loc se privesc drept în ochi stâncile Golubacica Mare și Golubacica Mică, amândouă adăpostind puzderie de cuiburi de porumbei sălbatici. Acolo se apleacă amenințător peste fluviu războinicul. Horanul Mare îl scoate doar capul. Peste umerii săi apele se rostogolesc furioase, iar piatra Crimiera silește șuvoaiele care o asaltează să se întoarcă din drum, în timp ce un grup de stânci fără nume, împrăștiate sub apă, abia își trădează existența, ciobind oglinda lucioasă. E locul cel mai periculos pentru orice navigator, oricât de încercat. Cei mai căliți corăbieri englezi, turci, italieni, corăbieri obișnuiți cu toate primejdiile mării, se apropie și acum prin desfială de această albie stâncoasă. În acel loc se scufundă cele mai multe vase. Aici s-a prăpădit și Silistra, mult lăudatul vas de război al Imperiului Otoman. Vasul primise ordin să se îndrepte spre Belgrad și problema Orientului ar fi luat poate o altă întorsătură dacă un colț de stâncă al insulei Reschival, bătrân filozof și iubitor de pace, nu i-ar fi tăiat în bord o spărtură care l-a trimis în adâncul apelor. Și totuși, prin lacul acesta cu fundul presărat de stânci, există un coridor de trecere pe care însă nu-l cunosc decât foarte puțini navigatori și mai puțin se încumete să-l folosească. Acest coridor face posibilă trecerea unei corăbii încărcate de pe malul sârbesc în canalul de piatră de lângă malul românesc. Canalul acesta, din urmă, este despărțit de Dunărea cea Mare pe toată lungimea lui, de stânci care se țin lanț, așa că nu poți să pătrunzi în el decât la Șvinița și să ieși abia la Schela Cladova. Astfel, acolo unde Dunărea mai sus de piatra Călugăru formează un cot, navigatorii pricepuți reușesc să-și taie drumul oblic chiar cu un vas încărcat trecând din canalul sârbesc în canalul românesc. E un adevărat salto mortale cu un mamut plutitor. Cornul sună de 3 ori, apoi de 6 ori. Edecarii știu ce înseamnă acest lucru. Descalegă și surugiu știind ce va urma. Apoi, făcând o hârmălaie de nedescris și pognind din bice, încep să îndemne caii. Corabia înaintează vertiginos împotriva curentului apei. Cornul sună de 9 ori. Edecarii încep să lovească bezmetic în spinările cailor. Bietele dobitoace, înțelegând de vorbă și simțind loviturile, gonesc nebunite. Truza aceasta de 5 minute înseamnă pentru ele mai mult decât chinurile unei zile întregi de muncă. Cornul sună de 12 ori. Tot ce poți să dea om și animal se face în această clipă. E un efort suprem, până la prăbușire. Odgonul gros de mai bine de 3 degete se întinde atât de tare încât țiuie ca o coardă de arc, iar sul de fier de pe prova, peste care se derulează odgonul, se înfierbântă ca încălzit de foc. Capitanul stă în fața odgonului cu securea în mână și în momentul când corabia prinde cea mai mare viteză, cu o singură lovitură taie în două funia de la prova. Odgonul întins ca o uriașă coardă saltă în văzduh șuierând înspăimântător. Caii de pe mal cad grămadă, cel din cap își frânge gâtul, iată de ce a descălecat din timp călărețul său. Corabia scăpată de funia care a ținut-o îți schimbă dintr-o dată direcția și se îndreaptă cu prova spre malul nordic, tăind fluviul de-a curmezișul împotriva cursului apei. Marinarii numesc această manevră îndrăzneață trecerea vadului. În aceste clipe, tocmai când valurile se înăbustesc mai avan împotrivăi, nicio putere nu mai mână corabia încărcată. Nici aburii, nici vâzlele
Trecerea pe malul celălalt se face numai datorită inerției. Calculul acestei forțe motrice, găsirea raportului potrivit între mărimea ei, distanța și forța curentului potrivnic care scade puterea, ar face cinste oricărui inginer. Corăbierul, nepriceput în ale tehnicii, învață totul din practică. Din clipa în care Timar tăiase odgonul, viața fiecărui om de pe corabie se găsea în mâinile unuia singur, în mâinile cârmaciului. Și iată că fabula Ianoș își arătă priceperea. Slavă ție, Iisuse, Doamne ajută, murmură el și fără să piardă vremea, așteptând ajutorul divin, se apucă de lucru. Corabia se avântase cu atâta repeziciune spre lacul format de apele Dunării, încât acum era nevoie de doi oameni la cârmă. Doi oameni și totuși abia izbuteau să strunească monstru care gonea. În acest timp, Timar, la prova corabiei, cerceta albia fluviului cu plumbul de măsurat adâncimea, ținând cu o mână sfoara, în timp ce cu cealaltă arăta mereu pe degete spre cârmaci câte picioare mai erau între chila corabiei și fundul apei. Doamne ajută! Timonierul cunoaște atât de bine stâncile care rămân în urma lor, încât ar putea socoti cu ușurință cu cât a crescut Dunărea în jurul lor față de săptămâna trecută. Mânerul timonei e, fără îndoială, în mâini sigure. În aceste clipe, o singură mișcare greșită, o lovitură cât de neînsemnată în prova corăbiei, atât de mică încât să o rețină doar pentru o clipă din goana ei, ar trimite corabia și toți pasagerii ei pe urma morii dispărute în vârtejul adânc de 20 de stânjeni de la Perigrada, astfel că frumoasa copilă albă ar urma soarta frumoasei pisicuțe albe atât de regretată. Corabia trece însă cu bine și peste porțiunea aceea puțin adâncă ce precede cataractele Reschivalului, partea cea mai afurisită de altfel. Acum își încetinește mersul atât din cauza curentului ce o izbește din față, consumându-i viteza, cât și din pricină că fundul apei este plin de stânci cu vârfuri ascuțite. Timea, plecându-se peste bord, privește în limbezimea apei. Refractându-se printre valuri transparente, mormanele de stânci par atât de aproape, încât, datorită frumosului lor colorit viu, pestrit, bucățile de stânci verzi, galbene și roșii formează parcă un uriaș mozaic. Printre ele se bălăcește, sprindem câte un pește cu solți de argint și aripioare roșii. Priveliștea aceasta de bazm a fermecat-o. Clipele se scurg într-o tăcere adâncă, fiecare își dă seama că plutește pe deasupra mormântului său, că numai mila celui de sus care îi are în pază îi ferește să-și găsească loc de odihnă acolo, pe fundul apei, printre cei mulți. Numai copila nu înțelege încă înfricoșătoarea primejdie. Curând ajung în mijlocul unui cer de stânci care formează parcă un golf. Navigatorii le-au botezat stâncile puști, poate fiindcă zgomotul valurilor ce se frâng izbindu-se de ele seamănă cu răpăitul unor puști care se descarcă una după alta. În locul acela, apele brațului principal al Dunării se îngrămădește și formează un bazin adânc. Stâncile din fundul apei nu sunt primejdioase, deoarece zac în adânc. Printre ele, în întunericul verzui, se pot zări niște matahale uriașe și greoaie ce abia se mișcă. Sunt morunii, oaspeții veniți din îndepărtata mare. Din când în când apare lupul apelor, știuca, pește care aici atinge câteva zeci de oca. Ea pune pe goană cetele pestițe ale peștilor care își fac siesta. Timea nu se mai sătura să privească jocul locuitorilor adâncului. Părea că vede din zborul unei păsări un amfiteatru uriaș. Deodată se pomeni apucată de braț. Timar o smulse de lângă bord și o împinse în cabină, trântind ușa cu un zgomot asurzitor. Păzea, ho-ho! Se auzi deodată glasul întregului echipaj. Timea, neștiind ce se întâmplase și neînțelegând din ce cauză se purtase cu ea atât de brutal, capitanul fugi la gemulețul corăbiei să vadă ce se petrece afară. Nu se întâmplase nimic altceva decât că vasul, trecând cu bine prin golful stâncilor puști, se pregătea să intre în canalul românesc. Aici însă, mai ales când vântul suflă cu tărie, valurile se revarsă din bazinul golfului în canal cu atâta repeziciune încât formează o adevărată cascadă.
este clipa cea mai periculoasă a saltului mortal. Timea, privind prin ferestruie, apucă să-l vadă doar pe Timar, stând la prova cu o cange în mână. În clipa următoare răbufnește un muget asurzitor și un val înspumat și înalt cât un munte mătură puntea, izbind de geamuri o masă verde cristalină care, pentru moment, o orbește. Când redeschide ochii, nu-l mai vede pe Timar acolo unde îl zărise adineau. Afară se auzeau strigăte. Timea dădu buzna spre ușă, lovindu-se piept în piept cu tatăl ei. Ne scufundăm? Întrebă ea. Nu, corabia a scăpat, dar căpitanul a fost luat de val. Timea văzuse totul, doar sub privirile ei valul uriaș îl măturase pe Timar de pe puntea vasului. Inima ei nu bătu însă mai tare auzind vestea. Uimitor, nu? Când văzuse pisica albă pierind în vârtej, fusese deznădăjduită și nu putuse să-și stăvilească lacrimile. Și acum, când i se adusese vestea că Timar fusese înghițit de valuri, nu putea spune nici măcar bietul de el. Da, fiindcă sărmana pisicuță albă, atât de îngrozită, ceruse ajutor de la toți, pe când omul acela îi înfrunta pe toți. Apoi pisicuța albă era un animal mic și drăguț, pe când căpitanul i se părea un bărbat urât și, în sfârșit, pisicuța albă nu știa să se salveze, pe când căpitanul vasului, puternic și isteț, cu siguranță că va ști să scape. Doar de asta e bărbat. După ultimul salt mortale, corabia scăpată de primejdii plutea lin în canalul românesc. Echipajul dădu buzna spre luntre să caute cu căngile pe cel care dispăruse. Eutim agita o pungă deasupra capului, făgăduind că o va da drept recompensă celui care îl va salva pe Timar. 100 de galbeni celui care îl va scoate viu din apă. Păstrați-vă 100 de galbeni, domnule, răsună deodată din celălalt capăt al vasului glasul celui căutat. Am venit fără să mă ajute nimeni. Timar se urcă pe bord, cățărându-se pe parâma ancorei de la pupa. Nici o teamă, nu piere el atât de ușor. Ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, începu să dea comenzi. Aruncați ancora. Ancora grea de 3 quintale fus vârlită în apă și corabia rămase țintuită în mijlocul canalului, ascunsă cu totul de stânci în partea dinspre Dunăre. Și acum îmbarcă, să mergem la mal, se adresă Timar celor 3 oameni de lângă el. Ar fi bine să te schimbi, să spui haine uscate, îl sfătui eu timp. Pierdere de vreme, răspunse Timar. Azi o să mai am parte de câteva ori de un botez ca ăsta. Acum cel puțin n-are de ce să mai fie frică de apă și apoi trebuie să ne grăbim. Ultimele cuvinte le rosti în șoaptă. Ochii celuilalt clipirea înțelegere. Timar sări grăbit în luntre. Conducea el însuși, dornic să ajungă cât mai repede la schela de pe mal, unde putea găsi totul pentru remorcaj. Strânse repede 80 de boi pe care îi legă de odgoanele cele noi întinse între timp de pe corabie, nu trecu nicio oră și jumătate și Sfânta Barbara își continua drumul prin porțile de fier, mergând de-a lungul malului opus aceluia pe lângă care navigase. Când Timar se înapoie pe vas, hainele îi se uscaseră din pricina fierbințelii produse de oboseală. Corabia fusese salvată de 2 ori salvată și odată cu ea toată încărcătura, și eu timp și Timea. Îi salvase Timar. Oare de ce îl interesau pe el toate astea? De ce se zbăduse atâta? El era doar un simplu slujbaș pe vas, doar un schreiber care primea salariu anual, un salariu ca vai de lume, un om căruia putea să-i fie indiferent cu ce era încărcată corabia, cu grâu, cu tutun de contrabandă sau cu mărgăritare, căci plata lui rămânea aceeași. Cam așa ceva a trecut și prin mintea curățitorului, când, ajungând în canalul românesc, reîncepu conversația cu timonierul, după ce o bucată de vreme împrejurările îl siliseră să tacă. Trebuie să recunoști că niciodată n-am fost atât de aproape ca să ajungem la oaltă în iad. Ce-i drept e drept, mormăi fabula. Ce nevoie aveam să încercăm dacă de Sfântul Mihai ne putem mâneca au ba? Făcu fabula Iano și trase o dușcă din ploscă. Cât primești pe zi? 20 de creițari, răspunse curățitorul. Cine dracu te-a adus aici să mor pentru 20 de creițari? Că eu nu te-am chemat. În ce mă privește, am un forinț pe zi și de-a legurii când mă țin curelele.
Am deci cu 40 de creițari mai mult decât dumneata. Motiv să-mi primejduiesc capul. Ce ți-a venit? Curățitorul clătină din cap, apoi pentru a fi mai ușor auzit, îi scoase gluga rămânând numai cu șapca. Ascultă, mi se pare că vasul ăla turcesc care venea în spatele nostru urmărea tocmai corabia dumneavoastră și pasă minte Sfânta Barbara cam fuge de canoniera aia. Timonierul se porni să tușească și deodată răguși atât de tare încât nu mai putu să zică nimic. Oricum pe mine nu mă privește, urmă curățitorul ridicând din umeri. Eu sunt grănicer austriac, n-am nici înclin nici în mânecă cu turcul, dar știu eu ce știu. Află atunci ceea ce nu știi, spuse fabula Ianoș. E adevărat că ne urmărește vasul ăla turcesc și tot așa de adevărat că din cauza lui am schimbat drumul, dar făceam asta fiindcă s-a întâmplat nenorocirea că pe fata aceea albă de colo voiau să o ia în haremul sultanului. Tatăl n-a vrut să o lase. Mai degrabă a fugit din Turcia și acum gândul nostru e să ajungem cât mai repede pe pământ unguresc, unde nu-i mai poate urmări sultanul. Ei, Iaca, știi tot, așa că nu mă mai iscodi, ci du-te mai bine în fața slăvitului chip al Sfântei Barbara, iar dacă valul o fi stins cumva candela, aprind-o și nu uita, rogu-te, să arzi în fața Sfintei trei rămurele sfințite de mățișori dacă zici că ești catolic drept credincios. Curățitorul se sculă la nevoie și, scotocind prin buzunare, scoase amnarul și cremenea, apoi, după ce bodogăni ceva ca pentru sine, se întoarse spre timonier. Eu, fără doar și poate, sunt un catolic drept credincios, pe când despre dumneata se spune că ești papistaș doar pe corabie, iar în clipa când simți uscatul sub picioare devii calvin. Când ești pe apă te rogi, dar de-abia aștept să pui piciorul pe mal ca să începi iar să înjuri. Apoi se mai zice că numele matale este fabula Ianoș, iar fabula pe latinește înseamnă poveste. Cu toate astea află de la mine că, cred tot ce mi-ai spus, numai să nu-ți fie cu bănat. Bine, bine, și acum du-te să nu te mai văd până nu te-o chema. Trei ceasuri i-a trebuit vasului cu 24 de vâzle să ajungă din locul unde fusese văzut de pe Sfânta Barbara la insula Perigrada, acolo unde Dunărea se desparte în două brațe. Mormanele de stânci ale acestei insule ascundeau vasul între cotul Dunării. De pe canonieră nu se putuse vedea nimic din tot ce se întâmplase în spatele stâncilor. Vasul turcesc întâlnise mai jos de insulă bucăți de corabie sfărmată aruncate de vârtej la suprafață. Erau rămășițe din moara scufundată, dar nu se putea spune dacă aparținuseră unei mori sau unei corăbii. După ce canoniera lăsă în urmă insula Perigrada, Dunărea se așternu astfel încât pe o întindere de o milă și jumătate se putea zări totul ca în palmă. Nu se vedea însă vreo corabie încărcată nici plutind pe fluviu, nici acostată la mal. Vasele care se legănau pe lângă țărm erau niște biete bărci pescărești. Canoniera pătrunse și mai sus pe Dunăre, în unele locuri patrulând până în mijlocul fluviului, apoi se întoarse la mal. Comandantul turc îi întrebă pe cei ce făceau paza țărmului dacă nu văzuseră o corabie încărcată care, pasăminte, trecuse prin fața lor. Nimeni nu văzuse însă nimic. Pe lângă ei nu plutise asemenea corabie. Înaintând în susul apei, canoniera ajunse din urmă de calice remorcaseră Sfânta Barbara. Comandantul îi întrebă și pe aceștia. Erau niște sârbi tare, cum se cade. Ei îl îndrumară cum nu se poate mai bine pe turc încotro să caute corabia Sfânta Barbara. A fost înghițită biata de vârtejul de la Perigrada, înghițită cu saci, cu oameni, cu tot. Ia că tot gonul rupt. Canoniera îi lăsă în plata domnului pedicarii sârb, care se văicăreau de mama focului că rămăseseră neplătiți. Trebuia să se întâlnească cu corabia la Orșova și să o remorcheze mai departe. Vasul turcesc se întoarse și început să plutească purtat de curent în josul apei. Când urmăritorii ajunseră iar în dreptul insulei Perigrada, observară jucând pe valuri o scândură ce nu era dusă de apă. Pescuind-o, văzură că de ea atârna o funie cu un cârlig de fier. Scândura nu era altceva
decât o rămășiță dintr-o lopată de la roata morii scufundate. Traseră funia și descoperiră că la capătul ei este o ancoră, o scoaseră și pe aceasta din apă, pe brațul ei se găsea săpat cu litere mari numele Sfintei Barbara. Era limpede cum se întâmplase catastrofa. Orgonul cu care fusese remorcată Sfânta Barbara se rupsese, iar corabia încerca să se ancoreze. Ancora nu rezistase însă din cauza încărcăturii. Vasul fusese târât în vârtej și acum scândurile lui pluteau la voia întâmplării, în timp ce călătorii zăceau fără glas în mormântul adânc de piatră. Mașallah, acolo nu ne putem duce după ei. Jocai Mor, omul de aur, capitolul 5, un control sever. Sfânta Barbara scăpase de două primejdii, de stâncile de la porțile de fier și de canoniera turcească. Mai avea însă de înfruntat alte două, vântul Bora și carantina de la Orșova. Dincolo de porțile de fier, zidurile de cremene ale celor două maluri strâng uriașul fluviu într-un defileu îngust ce are abia 100 de stânjeni. Apele învolburate se nepustesc vijelioase printre cele două ziduri și în unele locuri se prăvălesc de pe o înălțime de 28 de picioare. Peretele de stâncă pare format din straturi colorate în galben, roșu, verde. Marginile de sus sunt încoronate de o coamă verde ciufulită, cu nunile arborilor de tot felul ai pădurii seculare. Sus, deasupra pereților înalți de 3000 de picioare, se vede maestos și lin zborul rotit al vulturilor pleșuvi, profilându-se pe peticul de cer îngust, care, privit din adâncimea de mormânt, pare o cupolă de sticlă de un albastru pur, iar vârfurile stâncilor continuă să se înalțe încă și încă. Era ceva ce putea să scoată din fire toți dracii din lume, păzând cum, în această albie îngustă tăiată în stâncă, o corabie neputincioasă, o coajă de nucă supraîncărcată, care n-avea nici mâini, nici picioare, nici aripioare ca peștii, înainta totuși împotriva curentului și împotriva vântului, având pe bord doar o mână de oameni, mândri de mintea, bogăția, puterea și frumusețea lor. Nici Bora nu le putea face nimic în acea văgăună, deoarece pereții înalți stăvileau furia vântului. Aici era mai ușor și pentru cârmaci și pentru edecari, numai că Bora nu dormea. Trecuse de prânz, timonierul dădu cârma ajutorului său, apoi se așeză lângă vatra de la pupa corăbiei, ațâță focul și se apucă să-și pregătească o frigăruie haiducească, adică să înșire una lângă alta pe o frigare lungă o bucată de carne de vacă, o bucată de slănină, o bucată de carne de porc și din nou alte bucăți în aceeași ordine, urmând ca apoi să le învârtească deasupra jăraticului până ce vor fi numai bune de mâncat. Deodată peticul acela de cer îngust ce se zărise acolo sus printre cele două stânci ce păreau că se împreună se întunecă brusc. Bora nu se lăsa batjocorită. Cât ai clipi se iscă o furtună care înghite crâmpeiul de cer albastru dintre cele două ziduri de piatră și așterne o beznă de nepătruns în întreaga vale. Sus, nori înghesuiți, din cele două părți stâncile întunecate. Din când în când, fulgere verzi văzdrează văzduhul. Detunăturile bufnesc și se sparg brusc, iar îngusta văgăună de piatră reușește să prindă abia câte un acord din groaznicul hăuit de orgă. Deodată trăznetul cade drept în Dunăre, chiar în fața provei corabiei. Săgeata de foc transformă pentru o clipă lăcașul de piatră într-un iad de flăcări. Detunătura amplificată de ecou răsună în coridorul imens străjuit de titani, vestind parcă sfârșitul lumii. Ploua cu găleata. Totuși corabia trebuie să înainteze. Trebuie să înainteze pentru ca noaptea să n-o prindă la Orșova. Nu se vede decât la lumina fulgerelor. Corul nu mai folosește la nimic, deoarece sunetul lui nu s-ar auzi numai pe malul românesc. Omul priceput se descurcă însă și în situații ca acestea. Timar se așeză la prova și, scoțând amnarul și o bucată de cremene, începe să scapere. Acest foc nu poate fi stins de potop. Edecarii îl văd chiar și prin pânza ploii și, numărând scăpărăturile, știu ce au de făcut. Tot prin sclipiri de cremene lovită răspund și ei.
Aceasta e telegrafia secretă a marinarilor și contrabandiștilor de la porțile de fier. Limbajul acesta mut a fost perfecționat de către popoarele ce locuiau cele două țărmuri izolate. Timei îi plăcea furtuna. Trăgându-și șalul turcesc pe cap, deschise fereastra cabinei și îl întrebă pe capitan. Ne aflăm oare într-un mormânt? Nu, răspunse Timar, ci în fața unui mormânt. Stânca aceea înaltă, care la lumina fulgerilor strălucește ca o munte de foc, este mormântul Sfântului Petru, groapa lui Petru, iar celelalte două statui de lângă mormânt sunt cele două babe. Ce fel de babe? Legenda spune că două femei, o unguroaică și o româncă, se certau mereu. Fiecare zicea că mormântul Sfântului Petru ține de țara ei. Apostolul, nemaiputând să doarmă în groapă de gura lor, s-a supărat și le-a prefăcut în stane de piatră. Timea nu râse auzind amănuntul hazliu al legendei. Ea nu cunoștea încă farmecul ironiei. Dar de unde se știe că acela e mormântul unui apostol? Întrebă fata. Pentru că pe stânca aia cresc nenumărate ierburi de leac folositoare multe boli, ierburi ce sunt culese și duse hăt departe în țări străine. Deci apostol e cel ce face bine oamenilor chiar și după moarte? Întrebă Timea. Timea, răzbătut din cabină vocea poruncitoare a lui Eutim. Auzindu-se strigată, fata își trase grăbită capul înăuntru cabinei și închese ferestruia rotundă. Când Timar se întoarse din nou spre locul unde fusese fata, nu mai văzut decât icoana Sfintei Barbara. Corabia își vedea de drum înfruntând furtuna și deodată mormântul acela întunecos de piatră se deschise. În clipa în care cele două ziduri de cremene se depărtară, dispăru și zăbranicul întunecat ce acoperise culmile. Pe cât de repede îl așternuse, tot atât de repede bora îl sfârtecase biciuind negura furtunii. În fața călătorilor se deschise deodată minunata vale a Cernei, cu malurile deluroase acoperite de la poale până către piscuri de vii și livezi. Îndepărtarea verzuie scăldată de razele calde ale soarelui ce asfințea, se zăreau case albe și turnuri zvelte cu acoperișuri vopsite în roșu. Printre picăturile de cleștar ale ploii se ivi curcubeul. Dunărea nu mai îngrozea privirile nimănui. Uriașul fluviu se îndinsese cu demnitate, ocupându-și iar albia ce îi se cuvenea. În limpezimea apei albastre ca safirul către apus, călătorii putură dezluși orașul Orșova clădit pe o insulă, cea de-a patra și cea mai mare primejdie. Soarele apusese când Sfânta Barbara ajunse în dreptul Orșovei. Mâine o să fie un vânt mai îndrăcit decât îl de neablagoslovitați, murmură cârmaciu, uitându-se spre cerul învăpăiat. Spre asfințit, văzduhul părea o mare de lavă în care toate nuanțele focului și ale sângelui își dăduseră întâlnire. Perdeaua de nord, desfăcută la mijloc, lăsa să se vadă cerul senin ce își pierduse culoarea albastră, devenind verde ca smaraldul. Munții și văile, pădurile și satele, toate erau învăluite în lumina sângerii a cerului de o strălucire atât de orbitoare încât nu lăsa umbre. În centrul priveliștii apărea Dunărea ca fleghetonul în flăcări, iar undeva, în mijlocul ei, se înălța o insulă cu turnuri și clădiri înalte, învăpăiate ce formau parcă la un loc un imens cuptor prin care, ca prin purgatoriu, trebuia să treacă orice muritor care voia să pășească hotarul dintre răsăritul ciumat și apusul fără prihană. Ceea ce apăsa asupra nervilor mai mult decât priveliștea învăluită în lumina aceea de foc, prevestitoare de furtună, era însă o mică luntre vopsită în galben și negru, care se apropia de corabie venind dinspre schelă. Schelă li se spunea zăbrele lor duble printre care puteau să stea de vorbă, să se tocmească și să facă tranzacții locuitorii țărilor învecinate de pe cele două maluri ale Dunării. Sfânta Barbara ancorase în fața insulei și aștepta luntrea care se apropia. În luntre se zăreau trei oameni înarmați. Doi dintre ei aveau puși cu baionetă, doi luntrași și cârmașul. Eutim se plimba neliniștit în sus și în jos prin fața cabinei sale. Timar veni lângă el și îi spuse în șoaptă. Se apropie patrula de control.
Eutim, vârând mâna în punga de mătase pe care o ținea în chimirul său de piele, scoase două fișicuri și le întinse lui Timar. Fiecare fișic conținea câte 100 de galbeni. Peste câteva clipe, luntrea ajunse lângă corabie și cei trei oameni înarmați urcară pe bord. Unul dintre ei, inspectorul Vamal, Inspiciens, avea sarcina să controleze dacă în cală nu se găsesc cumva mărfuri de contrabandă sau arme. Ceilalți doi, zapcii, erau ajutoarele înarmate ale inspectorului și totodată oameni puși să vegheze ca inspectorul să-și facă datoria conștiincios. Curățitorul, spion semi-oficial, avea rolul să-i pândească pe cei doi zapcii dacă aceștia îl supraveghează așa cum trebuie pe inspector. La rândul lor, cei trei, inspectorul și zapcii, alcătuiau un fel de tribunal oficial care îl supunea pe curățitor la un interogatoriu aspru, căutând să afle dacă nu cumva vreunul din călători venise în contact cu ciumații. Totul era admirabil organizat. Fiecare funcționar își supraveghea colegul și toți la un loc pe câte unul. Pentru îndeplinirea formalităților de control, inspicientului îi se plătea în mod obișnuit 100 de creițari, celor doi zapcii câte 25, iar curățitorului 50, ceea ce desigur era destul de puțin. Când inspectorul puse piciorul pe bordul Sfintei Barbara, curățitorul se grăbi să-l întâmpine. Inspectorul se scărpină după ureche, iar curățitorul se scărpină sub nas. La atât se rezumară cei doi. Apoi inspectorul se întoarse spre Timar, în timp ce zapcii își puseră baionetele la armă. Deocamdată stăteau la trei pași de capitan, căci nu știau dacă Timar era contaminat de ciumă. Începu interogatoriu. De unde? De la Galați. Proprietarul corabiei? Brazovici Atanas. Proprietarul încărcăturii? Tricalis Eutim. Actele justificative? Predarea actelor se face luându-se mai multe măsuri de precauție. Se aduce o tigaie cu jăratic, peste care se presară pelin și semințe de brad. Hârtiile sunt vânturate mai întâi de câteva ori prin fumul iscat de arderea semințelor, apoi cu ajutorul unui clește de fier, inspectorul le preia și le citește, ținându-le la distanță. În sfârșit le restituie. Deocamdată nu spune niciun cuvânt referitor la actele corabiei. După aceea, tigaia este luată și în locul ei se aduce un urcior, care de fapt e o oală de lut cu gura atât de largă, încât oricine își poate vărâ pumnul înăuntru. Rolul acestui urcior este de a înlesni plata controlorilor, deoarece ciuma se poate lua ușor prin mijlocirea monedelor, care corăbierul sosit din Orient trebuie să pună mai întâi banii în urciorul plin cu apă, iar vașnicul apărător al apusului îi scoate de acolo curați. În același fel se fac plățile la schelă, unde orice ban trebuie pescuit dintr-un bazin cu apă. Timar vârâ pumnul strâns în apa din urcior și îl scoase cu degetele larg desfăcute. La rândul său, inspectorul vârâ și el mâna în urcior, scoțând-o cu pumnul strâns și o băgă în buzunar. Oh, este deprisos să mai controleze banii la lumina cerului învăpăiat pentru a vedea cât a primit. Își dă seama, pipăindu-i, simte după greutate. Doar și un orb recunoaște aurul. Niciun mușchi nu tresară pe chipul lui. Urmează zapcii. Cu o gravitate oficială, ei își pescuiesc plata de pe fundul urciorului. Abia acum își face apariția curățitorul cu fața severă amenințătoare. Un singur cuvânt de al lui ar fi de ajuns ca Sfânta Barbara cu toți pasagerii ei să rămâie 10 sau 20 de zile sechestrată în carantină și chipul lui rămâne imobil după îndeplinirea ritualului cuvenit. Tot acești slujbași sunt oameni cu sânge rece pe care nu interesează decât datoria. Apoi inspectorul cu o voce foarte aspră pretinde să îi se deschidă ușa spre a intra în cala vasului. Dorința îi se îndeplinește. Cei trei intră în interiorul corăbiei. Nimeni din echipaj n-are voie să-i urmeze. Rămași singuri, cei trei bărbați gravi încep să rângească în timp ce curățitorul rămas afară zâmbește sub glugă. Desfac unul din saci. Într-adevăr, conține grâu. E cam cu neghină, constată inspectorul.
pe semne că și în ceilalți sace tot greu și pe semne tot atât de neghinos. După acest control, încep să redacteze protocolul. Unul dintre domnii înarmați ține călimarea și uneltele de scris, iar celălalt caietul de procese verbale. Inspectorul notează cu exactitate ceea ce a constatat, apoi mâzgălește ceva pe o bucată de hârtie pe care o împăturește și îi pune un sigiliu oficiar, dar fără să scrie deasupra nicio adresă. După ce scotocesc în mod amănunțit toate unghierele unde s-ar fi putut ascunde vreun obiect suspect, cei trei controlori ies iarăși la lumina zilei. De fapt, la lumina lunii, deoarece între timp soarele a scăpătat și printre norii zdrențuiți lucește o lună strâmbă, fugind parcă printre nori leneși, când ascunzându-se, când arătându-se iar. Inspectorul îl cheamă pe timar și pe un ton grav și oficial îi aduce la cunoștință că pe corabie nu s-a găsit nicio marfă interzisă. Cu aceeași voce oficială îl invită pe curățitor să-și facă declarația referitoare la problemele sanitare privind corabia. Curățitorul, amintind jurământul pe care l-a depus, declară că nicio persoană și nimic din ce se găsește pe corabie nu e contaminat. Apoi se eliberează o adeverință că actele au fost găsite în regulă și totodată chitanțe pentru sumele primite. 100 de creițari pentru inspector, de 2 ori 25 pentru zapcii și 50 pentru curățitor. Nu lipsește niciun creițar. După aceea, chitanțele se trimit proprietarului încărcăturii, care în tot timpul controlului nici nu a ieșit din cabină. Proprietarul tocmai ia masa. În schimbul chitanțelor, îi se cere să elibereze contrachitanțe confirmând sumele predate. Din toate aceste chitanțe și parachitanțe, află apoi atât proprietarul încărcăturii cât și respectivii slujbași grad că timar înmânase exact atâția creițari câți îi se încredințaseră și că niciunul nu îi se lipise de degete. Da, creițar, numai că de aur. În clipa aceea, prin mintea lui timar fulgeră un gând. Dacă în loc de 50 de galben pe care grănicerul acela murdar trebuia să-i pescuiască din urcior, bani prea mulți de altfel pentru el ar fi pus numai 40. Nimeni n-ar fi aflat vreodată că îl păstrase 10. Va putea să păstreze chiar jumătate din întreaga sumă. Cine să-l controleze? Cei care urmau să primească banii erau chiar numai cu jumătate din sumele primite destul de bine răsplătiți. Dar un alt gând țâșnește de undeva din lăuntru ființei sale. Ce faci tu acum se cheamă mituire. Mita nu dai însă din avutul tău. Punga lui Tricalis se ușurează și asta pentru că afacerile stăpânului o cer. Tu dai banii și ești tot atât de nevinovat în toată afacerea asta ca și bietul urcior. De ce mituiește Tricalis pe controlor? N-ai de unde să știi. O fi încărcată corabia cu marfa de contrabandă? Oare cel care risipește banii pentru a scăpa repede pielea de vreun refugiat politic sau eroul fugărit al unei aventuri romantice? Nu-i treaba ta. Din clipa în care însă un singur ban ți s-ar lipi de degete, ai devenit părtaș la tot ceea ce apasă poate cugetul acestuia. Nu păstra nimic. Inspectorul anunță că vasul poate să-și continuă drumul, arborând drept semn pe catargul corabiei pavilionul alb roșu cu vulturi negru. Constatându-se astfel în mod oficial că vasul care sosise dinspre răsărit nu era contaminat, inspector, fără să-și mai cufunde mâinile în apă, dădu mâna cu timar spunându-i: dumneata ești din Camarom, pe semne că-l cunoști pe șeful secției de aprovizionare al armatei, domnul Caciuca, da? Ei bine, dă-i această scrisoare de îndată ce ajunge acasă. N-am scris adresa că nu-i nevoie. N-o să-i uiți numele. Aduce cu numele unui dan spaniol. Dă-i scrisoarea imediat ce ajunge acasă. N-o să-ți pară rău. Spunând acestea, îl bătu prietenește pe umăr ca și cum timar i-ar fi datora recunoștință veșnică și cu asta toți patru se grăbiră să o șteargă de pe puntea corăbiei, întorcându-se la schelă în luntrea vopsită cu dungi galbene și negre.
Sfânta Barbara putea să pornească mai departe și chiar dacă de sus și până jos ar fi fost încărcată cu saci umpluți cu sare, cafea sau tutun turcesc și fiecare călător ar fi fost plin din cap până în picioare de holeră și lepră, nimeni nu mai avea dreptul să oprească pe Dunăre. Corabia nu transporta însă nici marfă de contrabandă, nici ciumă, ci altceva. Timar puse bilețelul fără adresă în pormoneu, întrebându-se nedumerit. Oare ce ar putea să conțină? În bilet scria, cu metre, îți recomand în mod deosebit pe cel care îți va preda aceste rânduri. E un om de aur. Jocaimor, omul de aur, capitolul 6. Insula nimănui. Chiar în noaptea aceea, edecarii părăsiți pe malul sârbesc trecură pe bacuri atelajele lor dincolo pe malul unguresc, aducând cu dânsii și odgonul tăiat și dând de veste în drumul lor că odgonul se rupsese singur în dreptul vârtejului primejdios de lângă Perigrada și că vasul pe care îl remorcaseră pierise înghițit de valuri. În dimineața următoare nu mai era nicio urmă de Sfânta Barbara în portul Orșova. Dacă din întâmplare comandantul canonierii turcești s-ar fi gândit să vâzlească prin canalul de mijloc al porților de fier și să înainteze până la Orșova, nici acolo n-ar mai fi găsit ceea ce căuta. Iar dincolo de Orșova, până la Belgrad, turcii nu stăpâneau decât jumătate din Dunăre. Jumătatea dinspre malul unguresc nu mai era supusă sultanului, dar fortăreața de pe insula Orșova Nouă se mai află încă în mâinile otomanilor. Sfânta Barbara plecă din Orșova către orele 2 după miezul nopții. De obicei, după miezul nopții, vântul nu mai bate și timpul favorabil trebuia folosit. Echipajul primi porții duble de rachiu pentru ca să lucreze mai cu voie bună și astfel, mai sus de Orșova, glasul melancolic al cornului de pe corabie se auzi iarăși în liniștea dimineții. Plecarea se făcuse într-o liniște desăvârșită, în timp ce de pe meterezele fortăreței de pe insula Orșova Nouă se auzeau strigătele tărăgănate ale santinelelor turcești. Cornul corăbiei dădu primele semnale abia după ce vârful muntelui Alion dispăruse înapoi a munților înconjurători. Când sună cornul, Timea își îmbrăcă grăbită burnusul alb și ieșind pe puntea corăbiei din cabina unde dormise câteva ceasuri, porni să-l caute pe Eutim, care nu închisese ochii toată noaptea. Nici nu intrase în cabină și, lucru cel mai ciudat de altfel, nu trăsese niciun fum din ciubuc. Se temuse că grăunțele de foc din vârful pipei să nu trezească bănuieli turcilor de pe insula Orșova Nouă. Timea simțea că trebuie să repare o greșeală față de cineva. De aceea, fără niciun îndemn, începu să-l întrebe pe Timar despre locurile pe unde treceau. Sufletul ei de copil simțea instinctiv că datora recunoștința acelui om. Revărsatul zorilor găsi corabia aproape de o gradină. Timar îi arătă fetei un monument istoric datând de 18 secole. Era tabula lui Traian, tăiată în stânga abruptă și susținută de doi îngeri. Colțurile ei sunt înconjurate de delfini, iar înscrisurile de pe dânsa povestesc despre faptele împăratului zeu. Timar întinse Timei ochianul pentru a putea dezluși literele săpate în stâncă. Nu cunosc literele astea, zise Timea. Erau litere latine. După ce pe malul sârbesc dispare culmea ascuțită a ștetbețului, urmează iarăși un coridor de piatră care strânge Dunărea într-o albie îngustă de numai 510 picioare. Acest coridor e cunoscut sub numele de cazane. De ambele părți, ziduri de piatră prăpăstioase și înalte de peste 2-3.000 de picioare, cu cotituri ce se pierd în pâcle de opal. Din coasta uneia dintre pereții prăpăstioși, de la o înălțime de 1.000 de picioare, țâșnește dintr-o peșteră, prăvălindu-se ca un șuvoi argintiu, un pârâia subțire care se face în aburi înainte de a ajunge în Dunăre. Cei doi pereți de stâncă sunt neîntrerupți. Stânca se desface numai într-un singur loc și în întunecata vale alpină, prin strunga ce se deschide, se poate întrezări o pajiște înflorită, iar de departe un turn alb zvelt, turnul Dabovei. Acolo începe Ungaria.
Timea nu își lua ochii de la această priveliște decât după ce corabia a trecut de ea. Munții se împreunară din nou și ascunseră acest peisaj, iar umbrele lor întunecate se întinseră peste propastia adâncă. Parcă am trece prin coridorul lung al unei închisori ca să intrăm într-o țară de unde nu mai există întoarcere, murmură ea către Timar. Cele două ziduri se înalță mereu peste oglinda Dunării, se așterne o negurare din ce în ce mai grea și ca să fie mai desăvârșită priveliștea de groază, în peretele dinspre miază noapte apare deodată gura întunecată a unei peșteri înconjurată de parapete cu creneluri pentru tunuri. E peștera veterani, explică Timar. Aici, acum 140 de ani, 300 de viteși cu 5 tunuri au luptat timp de 40 de zile împotriva unui întregi oștiri otomane. Timea clătină din cap. Capitanul cunoștea însă și alte amănunte despre peștera aceea. Mai târziu, să tot fie vreo 40 de ani, ai noștri au apărat din nou această peșteră, într-o altă luptă sângeroasă cu turcii. Otomanii au pierdut peste 2000 de oameni sub stâncile astea. Timea își încruntă sprâncenele subțiri și privi atât de rece spre povestitor, încât acestuia îi pieri pofta să se mai laude. Apoi, acoperindu-și gura cu burnusul, copila îi întoarse spatele și intră în cabină, de unde nu mai ieși până când se înoptă. Privea prin ferestruia micuței cabine cum se perindă pe mal turnurile cetăților prefăcute în ruine, pichetele singuratice, masive și scorojite de vreme, stâncile împădurite ale voii Clisura, apoi rând pe rând stâncile uriașe aruncate în mijlocul fluviului. Piatra de la Trescovăț, care strânește o adevărată cascadă, pe urmă babagaiul înalt de 30 de stânjeni cu versanții ferestruiți. Nu se interesă însă de istoricul turnului acela octogonal de cetate care străjuie în vecinătatea altor trei turnuri mai mici înconjurate de metereze și parapete. Dacă ar fi întrebat, ar fi aflat povestea frumoasei Rozgonii Cicele despre pieirea lui Zigmund, regele Ungariei, și despre dezastrul țării. Acolo era cetatea Galamboci. De la un capăt la altul, cele două maluri povestesc istoria. Istoria a două popoare puse de o soartă smintită să se ucidă unul pe celălalt și care la începutul fiecărei încăierări se întâlneau mai întâi prin aceste locuri. Malurile sunt o nesfârșită catacombă în care se păstrează oasele a sute și sute de mii de viteji. Timea nu mai ieși din cabină ca să mai stea de vorbă cu Timar, nici în ziua aceea și nici în ziua următoare. În caietul ei de schițe, însă îi lă unele tablouri pe care izbuti să le prindă destul de frumos în timp ce corabia înainta încet în susul apei. După trei zile, corabia ajunse acolo unde râul Morava se varsă în Dunăre. La gura râului se înălță cetatea Zendro. Pe cele 36 de turnuri ale acesteia a fluturat adesea când drapelul cu chipul Fecioarei Maria, când drapelul verde al profetului, iar zidurile sale rotunde și cernite au fost spălate din belșug cu sângele multor popoare. În dreptul celeilalte guri a Moravei putrezesc pereții golași ai vechii cetăți Culici, iar dincolo de insula Ostrova, pe un dâmb, se înalță ruinele cetății Rama. Peste tot numai pietre funerare, dar nu-i timpul să rămânem cu gura căscată privind toate acestea. Azi nimeni n-are vreme să mediteze asupra gloriei apuse a unor popoare în declin, deoarece se petrec lucruri mult mai importante. În clipa în care începe să se deschidă pusta ungară, vântul de nord se aruncă cu atâta tărie asupra corăbiei, încât de carii nu mai izbutesc s-o țină. Vântul zvârle corabia spre celălalt mal. E limpede că nu se mai poate înainta. După ce schimbă câteva vorbe în taină cu Timar, Tricalis se îndreaptă spre cârmaci. Domnul Fabula leagă cârma cu o frânghie și o lasă așa. Apoi cheamă echipajul din luntre și strigă spre mal edecarilor să se oprească. În această situație nu mai ajută nici văzlitul, nici remorcatul. În fața corăbiei se înalță insula Ostrova. Din ea se prelungește în Dunăre o limbă de pământ lungă și ascuțită,
plină de râpe și prăpăstii, iar în partea de miază noapte acoperite de sălci uriașe gârbovite de vreme. Corabia trebuie să ajungă în partea de miază zi a insulei, acolo unde Sfânta Barbara va putea să poposească întocmai ca într-un port ferit de vântul de miază noapte, rămânând ascunsă privirilor iscoditoare ale străinilor, căci acest braț mai lat al Dunării, care înconjoară insula dinspre Serbia, nu mai este umblat, albia sa fiind presărată cu bancuri de nisip și stânci pleșuve. Dar ce mână măiastră poate conduce vasul în partea de miază zi a insulei? Corabia nu mai poate fi remorcată, deoarece pe insulă nu există niciun drum pe unde ar putea merge caii de remorcă și nici se treacă de-a curmezișul nu e cu putință din cauza vântului care împiedică vasul să plutească împotriva curentului. Ce-i de făcut? Corabia aruncă ancora în mijlocul Dunării, iar odgonul de remorcă dezlegat e tras pe corabie. De capătul odgonului se leagă o a doua ancoră, aceasta e suită în luntre, iar vâslașii pornesc spre insula Ostrova. Ajunși la capătul odgonului, aruncă ancora în apă, apoi se înapoiază pe corabie. Se ridică prima ancoră, iar odgonul celeilalte, trimise înainte, se leagă de un cabestan pe care patru marinari încep să-l învârtească cu ajutorul unor rângi petrecute prin el, depânând astfel odgonul. Odată cu răsucirea înceată a odgonului pe cabestan, corabia începe să plutească lin spre ancora prinsă de fundul Dunării. E o muncă istovitoare. Când, în sfârșit, corabia ajunge deasupra ancorei aruncate, în luntre este urcată cealaltă ancoră. Vâzlașii pornesc cu ea mai departe, aruncând-o în Dunăre. Odgonul se dea până pe cabestan. În acest fel, cu prețul unei munci istovitoare, corabia se târăște pas cu pas împotriva curentului, împotriva furtunii. Folosind doar brațele oamenilor pentru a reuși să trage o corabie încărcată ca Sfânta Barbara din mijlocul Dunării până în dreptul crestei acelei insule, e nevoie să trudești cel puțin o jumătate de zi. O jumătate de zi istovitoare pentru cei care muncesc, plicticoase pentru cei care privesc. În asemenea clipe, corabia încărcată devine un loc tare urât și anost. Vasul părăsi brațul umblat al Dunării, unde cel puțin îl întâmpinaseră ruinele veacurilor trecute, unde se întâlnise cu alte vase și unde șiruri întregi de morți se auzeau tocând și pătrunse în bucla brațului neumblat al Dunării, acolo unde, dinspre dreapta, o insulă lungă și pustie ce părea a fi în întregime acoperită cu plopi și sălci, îl ascunse cu totul. Nici urmă de așezare omenească pe mal, iar spre stânga, apa Dunării părea că se afundă într-un stufăriș des și întunecos. Numai într-un singur loc, prezența uscatului era trădată de niște plopi înalți cu frunză argintie, care se înălțau ca o pată în mijlocul vegetației din insulă. În acest pustiu lăcaș al tăcerii făcu popas Sfânta Barbara, dar se ivi altă nenorocire. Se terminaseră merindele. La plecarea din Galați, socotiseră că vor face, ca de obicei, un popas mai îndelung la Orșova, unde se putea aproviziona cu alimente proaspete. Plecând de acolo însă noaptea și în mare grabă, când ajunseră lângă insula Ostrova, pe corabie nu se mai afla decât puțină cafea, zahăr și o cutie cu dulcețuri turcești ce aparținea Timeii, cutie pe care dânsa nu voia să o desfacă, deoarece avea de gând să o dăruiască cuiva. Mare nenorocire nu-i spuse Timar. Pe vreunul din cele două maluri trebuie să hălăduiască vreo ființă omenească. Berbeci și ies găsești oriunde și apoi cu bani poți cumpăra de toate și prin locurile astea. Se mai ivi însă și o altă năpastă. Deoarece corabia rămăsese ancorată și bătrânul Fluviu biciuit de vânt o legăna necontenit, Timeii se făcu rău, lucru ce o sperie de-a binerea. Era oare cu putință să se găsească undeva pe aproape vreun adăpost în care fata și tatăl ei să-și petreacă noaptea liniștit? Privirea agera capitanului dezluși deodată o dâră subțiratică de fum, ridicându-se deasupra plopilor ce se înălțau în mijlocul stufului, fără îndoială că acolo era o locuință omenească.
Mă duc să văd cine o fi stând acolo. Pe vas se afla o luntre mică și îngustă pe care Timar obișnuia să o folosească la vânătoare în zilele când corabia stătea țintuită locului și deci căpitanul ei avea răgaz să dea o raită printre trestii ca să vâneze rațe sălbatice. Timar dădu ordin ca luntra să fie lăsată pe apă, își luă pușca, tolba de vânătoare și un mic năvod ce se putea strânge, n-avea de unde să știe ce va găsi, vânat sau pește, apoi o porni de unul singur prin stuf, vâzlind și cârmind cu o singură lopată. Vânător cu experiență și călător al apelor, Timar găsi repede deschizătura pe unde se putea pătrunde în stufăriș, apoi vegetația îl călăuzi și îi arătă în ce loc ajungea. Acolo unde la suprafața apei plutesc frunze mari de nufăr cu florile lor albe verzui ca ale lalelelor, înseamnă că apa e adâncă și curentul umple fundul cu rămășițele plantelor. În alte locuri, lintița formează un covor verde întins pe suprafața apei, pe catifeaua plutitoare stă la pândă zgripțuraica regnului vegetal, mătrăguna apei, de forma unei gulii, vânătă, rotundă, buhăită, e aducătoare de moarte pentru orice animal. Când Timar lovi una cu lopata, parcă țâșni dintr-însa o flacără albastră, împrăștindu-și pulberea de mucegai otrăvitor. Rădăcinile ei se înfig adânc în mâlul rău mirositor, care înghite fără milă omul sau animalul împotmolit în el. Natura a hărăzit acestui vrăjitor ucigaș al florei locul unde poate să se ascundă bine de tot. Acolo unde volbura de apă se carțără pe trestiile ce par niște ghioage, unde frumoasele umbre ale roșețelei, crinul de baltă, butomus, se leagănă deasupra papurei înverzite, înseamnă că dedesubt e prundiș, care când apele scad, iese la suprafață. În sfârșit, acolo unde mana de apă, poligonum, începe să formeze tufișuri, printre care dacă trece un vâzlaș, porul pălăriei sale se umple de semințe mărunte care-s hrana săracilor, mana din deșert, ei bine, acolo trebuie să fie pământ ce se înalță, locul unde doar rădăcinile plantelor sunt în apă. Dacă luntrașul nu pricepe glasul plantelor călăuze, poate să rătăcească în stufărișul care îl amețește încât să nu mai iasă din el ziua întreagă. După ce străbătu acest stufăriș, care cu ciorchinii săi de flori de culoarea pielei formau o adevărată pădure, Timar zări dintr-o dată ceea ce căuta, o insulă. Era într-adevăr o formație aluvionară nouă, o insulă care nu putea figura nici pe harta cea mai recentă. În albia brațului drept al Dunării existase cândva o aglomerare de stânci. La picioarele lor, cursul molatic al apei, care aici făcea un cot, depusese un banc nedinsit. Cu prilejul unor mari inundații, într-o iarnă, sloiurile de gheață se izbiră de insula Ostrova și rupseră un colț al acesteia, târând cu ele pământ, piatră, grupuri întregi de arbori. Apoi, cu coloșul acela deluvian, format din sloiuri, stânci și tulpini de arbori, se buluci peste bancul de nisip din spatele stâncii. Cocoloșul se opri acolo. Vreme de o jumătate de secol, an de an, fie ce nouă revărsare adusese și depusese peste el câte un nou strat de nămol. Partea stâncoasă creștea din pricina pietrișului cărat mereu de ape, iar pe pământul format din tulpinile putrezite ale arborilor se înălțase cu repeziciunea și abundența caracteristică lumii noi o nouă vegetație virgină. Astfel se formase o insulă necunoscută, o insulă care nu era nimănui. N-avea nici stăpân, nici rege, nici autorități, nici preoți, nu aparținea de nicio țară, de niciun județ, de nicio dioceză. Multe locuri de acestea se pot găsi în hotarul turco-sârb, adevărate colțuri de rai, unde nu ară și nu cosește nimeni, unde nu pas vitele nimănui. E țara plantelor și animalelor sălbatice. Și cine ar putea spune a cui încă? Țărmul de miază noapte al insulei stătea mărturie arătând cum se născuse ea. Pietrișul îngrămădit forma adevărate baricade, ba în unele locuri pietroaiele erau mari cât o căpățână de om sau chiar cât un butoi.
Printre ele se aflau rădăcini de trestie și resturi de lemn putrezit. Bancul de nisip, fiind mai jos, era acoperit cu scoici dunărene, cu cochilii verzi brune, iar în coasta malului nămolos se vedeau scobituri ca niște căldări, în care la sunetul pașilor ce se apropiau, sute de broaște testoase se grăbeau să se ascundă. Pe toată lungimea lui, țărmul era acoperit cu arbuși pitici de răchită roșie. Primăvara, când porneau sloiurile, toată partea aceasta era despădurită, retezată de blocurile de gheață. În acest loc, Timar ajunse cu luntra la mal și o legă de tulpina unei răchite. Pătrunzând mai spre mijlocul insulei, fu nevoit să străbată adevărate păduri virgine de sălci și plopi uriași, pe care, aici colo, furtuna îi culcase grămadă. Rugi de mure, lianele fructifere ale insulelor, formau boschete pline de spin, iar valeriana, crescută bine de tot pe pământul acela putred, își amesteca mireasma cu mirosul de doctorie al plopilor. Pe o câmpie netedă situată mai jos, unde nu erau nici arbori, nici tufe pe marginea unei băltoace acoperite de ierburi grase, se înălțau plante în formă de umbrelă, baraboiul și sison amomum, cu miros de scorțișoară. Grupate la un loc și izolate ca niște aristocrate ale plantelor, se semețeau strigoaiele, veratrum, plante uriașe de un stânjen cu flori de un roșu aprins. Prin iarbă se ițeau flori de numă uita și tătăreasă, cu corole roșii, grele de miere. Nu era de miroare că în scorburile putrede ale sălcilor roiau atâtea albine sălbatice, iar printre flori, ca niște minunate fructe verzi, brune și roșii, se zăreau bulbii unor plante puțin cunoscute, capsulele coapte ale unor plante ce înfloreau primăvara. Dincolo de câmpia aceea se întindea un desiș în care sălciile și plopii se amestecau cu mărul pădureț. Tufe de păducele acopereau partea de jos a tulpinelor. Aici terenul se mai înălța puțin. Timar se opri și ascultă. Nici o mișcare. Pe o insulă ca asta nu trăiește niciun fel de mamifer. Din pricina inundațiilor ar pieri. Trăiesc doar păsări, insecte și reptile. Dintre păsări, nici privighetoarea, nici porumbelul sălbatic nu vin aici. N-ar supraviețui pe o astfel de insulă. Păsările acestea se aciuiază acolo unde locuiesc oameni, unde sunt culturi. Totuși, erau două specii de animale care trădau existența omului și pe această insulă. Prima era viespea, iar a doua grangurul. Și prima și a doua au o pasiune, fructele altoite. Ori acolo unde pe crengile copacilor se aflau faguri uriași făcuți de viespi și unde din pădure se auzea fluieratul îmbietor al grangurului, trebuia să existe astfel de fructe. Timar porni după fluieratul grangurului. După ce trecu cavai de lume prin broschetele de păducel și măcriș păsăresc, pline de spini care îl împunseră prin haină cu săbiile lor ascuțite, se opri deodată vrăjit, înmărmurit. Ceea ce vedea îi se părea un colț de rai. În fața lui se întindea o minunată grădină de vreo 5-6 iugăre cu pomi fructiferi, sădiți nu în rânduri, ci grupați simetric, cu ramuri ce atârnau până la pământ, îngreuiată de dulcea lor povară. Meri, peri, cu crengile pline de fructe roșaurii, prun de tot soiul, cu fructe ce formau parcă pe ramuri buchete de trandafiri sau de crini. Prin iarbă se aștenea prisosul căzut și necules încă. Se zăreau apoi nenumărate buschete de zmeură, coacăze și agrișe, iar printre trunchiurile pomilor cu ramuri vânjoase se tupilau meri de sidon, gutui, al căror crengi atârnau până la pământ, trase de fructele aurii. Nici o potecă prin labirintul de pom. Pământul era pretutinde năpătit de buruieni. Privind însă printre pom, Timar zări o grădină de flori ce le îmbia să se apropie. Flori de câmp, nespus de frumoase, flori ce nu se văd în grădinile obișnuite, smălțau pământul. Tufele de clopotei, sinilii, aișorii pestriți, ciorchinii sângerii de cârmâz și minunatele ofrize cu florile lor ca niște fluturi transformate ca priminure în flori de grădină, trădau prezența unor ființe omenești.
De altfel, această prezență o trăda și locașul ce se zărea mai departe și de unde ieșea fum. Era un mic adăpost tare ciudat, o stâncă uriașă având o scobitură în care se găsea pe semne vatra. Mai jos urma o altă vizuină, pivnița. Sus, în vârful stâncii, se înălța coșul din care ieșea fumul. Rezemată parcă de stânca uriașă, o cocioabă din piatră și lut, cu două ferestre și două camere. O fereastră era mai mică decât cealaltă, iar una din încăperi mai scundă decât vecina ei. Amândouă cămăruțele erau acoperite cu stuf. Lipit de pereții camerelor se găsea un cerdac de lemn frumos împodobit ce forma un coridor deschis. Dar nici adăpostul de piatră, nici cel de lut sau de lemn nu arătau din ce fusese reconstruite, deoarece în partea dinspre miază zi pereții erau ascunși sub vița de vie încărcată cu mii de ciorchini roșii și vineți ce surdeau printre frunzele îngălbenite de brumă, iar spre miază noapte de hameiul cu cornurile coapte ce acopereau ca niște smaralde chiar și uriașa stâncă, al cărei vârf pleșuv era căptușit cu muști, pentru ca nicio bucățică să nu rămână neînvăluită de verdeață. De bună seamă că aici locuiau femei. Jocai Mor, Omul de Aur, capitolul 7, Almira și Narcisa. Timară își îndreptă pașii spre locuința tainică. Prin grădină dezluși curând o potecă ce ducea spre casă, o potecă atât de năpădită de ierburi, încât pașii celui care o străbătea se afundau fără zgomot. Puteai să ajungi lângă cerdac și nimeni să nu te simtă. Nu se vedea picior de om, nici prin apropierea casei, nici mai departe. În fața cerdacului însă stătea tolănit un câine mare negru, un câine din vestita rasă Newfoundland. Un animal atât de inteligent și distins, încât la prima întâlnire nu-ți vine la îndemână să-l tutuiești, ci te simți parcă obligat să-i te adresezi cu dumneavoastră. Susnumitul domn Patruped era de altfel și unul dintre cele mai frumoase exemplare ale rasei sale, un animal uriaș și viguros. Așa cum stătea lungit în fața cerdacului, ocupa tot spațiu cuprins între cei doi stâlpi. Acest pasnic tuciuriu binevoit să se prefacă adormit, dând a înțelege că nu observase nici pe necunoscutul care se apropia și nici un anumit animal care, îndrăznesc și obraznic, făcea tot ce-i sta în putință ca să pună la încercare răbdarea plină de demnitate a uriașului Patruped. Animalul acela era o pisică albă, atât de nerușinată, încât îndrăznea să facă tumbe de-a lungul și de-a latul stimatului domn care stătea tolănit, îndrăznea chiar să umble cu gheruțele pe la nasul acestuia, ba mai mult să se culce în fața lui și să-i prindă între gheruțele gingașe una din labele uriașului și să se joace cu ea ca și cu o păpușă. Când gâdilăturile se întețiră, domnul cel mare și negru își retrase piciorul și întinse altul pentru ca pisica să-și continue joaca. Iar Timar, în loc să se gândească, vai de mine, dacă namila asta neagră mă ia de gât, el se gândi, vai ce mult o să se bucure Timea când o să vadă pisicuța asta albă. Numai că, din cauza câinelui, nu putea intra în casă. Patrupetul închidea drumul. Timar tuși pentru a-și trăda prezența. Auzindu-l, uriașul animal ridică încet capul și măsură pe noul venit de sus până jos, cu ochii săi mari, căprui și inteligenți, care privesc la fel ca și ochii unui om, care știu să plângă și să râdă, să fie supărat și să mângâie. Apoi își culcă din nou capul pe pământ, ca și când ar fi vrut să spună, nu-i decât un om, pentru atâta lucru nu se face să ne sculăm. Timar socoti că fumul nu iese de la sine și că în bucătărie trebuie să fie cineva care să atâțe focul. De aceea porni să adreseze persoanei necunoscute pe care o bănuia înăuntru salutările sale în trei limbi, ungurește, românește și sârbește. Numai decât o voce de femeie îi răspunse pe ungurește. Bună ziua, intră, cine e? Aș intra, dar câinele mi-a ține calea. Treci peste el, nu o să mă înhațe? Nu se atinge de oamenii cum se cade. Timar își luă inima în dinți și păși peste câinele uriaș care stătea de-a curmezișul drumului. Animalul nici nu se clinti, ci doar ridică puțin tel din coadă ca și când ar fi vrut să-i dea binețe.
Pășind în cerdac, Timar văzu în fața lui două uși, una care ducea în încăperea clădită din piatră, cealaltă în încăperea săpată în piatră. Aceasta din urmă era bucătăria. Acolo zări o femeie care, stând în fața vetrei, ținea în mână o sită și o tot învârtea deasupra jeratecului. Înțelese imediat că ceea ce vedea în fața lui nu era o magică îndeletnicire de vrăjitoare, ci că femeia prăjea boabe de porumb să facă floricele. Bineînțeles că această îndeletnicire nu putea fi întreruptă din cauza străinului. Floricelele sunt foarte apreciate în Ungaria și cred că nu trebuie să explic nimănui ce sunt și cum sunt. Fapt este însă că la expoziția industrială mondială de la New York, ținută acum câțiva ani, s-a decernat o medalie de aur, nu știu cărui Ancheu, care ci că a descoperit prepararea floricelelor în America. Ție și cu americanii ăștia priceput să inventeze toate cele. Floricelele sunt o hrană minunată. Poți să mănânci mult și bine fără să zici că te-ai săturat. Când crezi că ai mâncat destul, iar ți se face foame. Femeia care se îndelenicea în fața vetrei cu această ramură a artei culinare era oacheșă, vioaie, voinică și avea buzele strânse, aspre, iar ochii blânzi, plini de bunătate. Chipul său ars de soare arăta că trecuse de 30 de ani. Îmbrăcămintea ei nu semăna cu aceea a femeilor din popor de prin părțile acelea. Nu era pestriță, dar nici orășenească. Poftiți, apropiați-vă, domnule, și luați loc, rosti dânsa cu o voce ciudată, aspră, deși era calmă. Răsturnând floricelele albe ca zăpada într-un coșuleț împletit, ea îl îmbie să guste, apoi luând de lângă vatră o cană i-o întinsă. E vin de vișine. Și acesta fusese preparat tot atunci. Timar se așeză pe scaunul ce îi se oferise. Era un scaun ciudat, meșterit din tot felul de nuiele răsucite, un scaun cum rar întâlnești. Văzându-l că se așează, uriașul ușier se sculă și el și, ducându-se spre străin, se lungi în fața acestuia. Femeia dădu și câinelui din delicatesele prăjite, delicatese pe care animalul începu să le mestece ca un cunoscător în materie. Pisicuța cea albă vrușia să-l imite, dar de la bun început floricelele îi se lipiră de măsele, așa încât se lăsă păgubașe. Scuturându-și piciorul drept din față, ca și când la piciorul acela i s-ar fi întâmplat ceva rău, sări pe vatră și, curioasă, începu să tragă cu ochiul spre o oală nesmălțuită ce pufăia lângă foc, pe semne că acolo fierbea o mâncare mai pe placul dumneiei. Minunat animal, rupse tăcerea Timar arătând spre câine. Mă mir cum se face că e atât de blând. Nici măcar nu mârâie. Nu se leagă niciodată de oamenii cum se cade, domnule. Dacă se apropie de casa noastră un străin care e om blând, îl recunoaște și nici măcar nu latră. Dar să îndrăznească să se apropie un hoț. Îl simte chiar dacă e în partea ailaltă a insulei și vai de el dacă ajunge să dea ochii cu dânsul. E un animal fioros. Astă iarnă un lup a trecut în coape gheață, jundea după caprele noastre. Acolo în odaie puteți să-i vedeți blana. L-a sugrumat cât ai clipi. În schimb, omul bun poate să-i se urce și în spinare, că nu-i face nimic. Timar se simți măguliță, audă confirmarea oficială că era om bun. Poate că dacă mai de ună zi din galbenii lui Tricalis i s-ar fi lipit vreo unul de degete, câinele acela uriaș i-ar fi făcut cu totul altă primire. Așadar, domnule, de unde veniți și ce v-a îndemnat să vă abateți pe la noi? În primul rând, cer iertare că am intrat nitamisa în grădina dumneavoastră, dar vântul ne-a zbârlit corabia de lângă celălalt mal încoace, așa că a trebuit să ne refugiem aici, lângă insula Ostrova. Adevărat! După șuieratul ce se aude, pare că e un vânt năprasnic. Căsuța era înconjurată de o pădure atât de deasă, încât dacă se pornea vântul, înăuntru se auzea doar un șuierat. Trebuie să zăbovim până când o să se mai potolească și o să ne dea voie să pornim iar la drum. Merintele ni s-au cam terminat și din pricina asta am fost nevoit să mă îndrept către prima așezare omenească, unde am văzut ridicându-se o șeuviță de fum, ca să-l rog frumos pe stăpânul casei, de-i va fi cu putință să ne dea câte ceva de alegurii pentru oamenii de pe vas. Cu plată, bineînțeles. Pot să vă dau, domnule, iar cât privește plata, o să primesc de bună seamă, că doar din asta trăiesc. Avem miez, făină de porumb, brânză și fructe.
Puteți alege ce vreți. De obicei, produsele noastre sunt cărate de precupeții care vin cu bărcuțele lor din regiunile învecinate. Noi suntem grădinari. Timar nu văzuse deocamdată decât pe femeia din fața lui. Auzind-o că vorbește la plural, înțelese că trebuia să mai fie și alți oameni prin apropiere. Mai întâi și întâi mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne oferiți și vă rog să-mi dați din toate câte ați înșirat. O să trimit cârmaciul corabiei cu câțiva băieți să transporte lucrurile, așa că vă rog să-mi spuneți cât costă. Am nevoie de alimente pe 3 zile, pentru 7 oameni. Lasă punga în pace, domnule, dar noi nu se plătește cu bani. Dar ce mi-ar trebui bani aici, pe insula asta? Cel mult ar tăbări vreun hoț să mă omoare, pe când dacă n-am bani, toată lumea știe că pe insula noastră nu găsești nici măcar o jumătate de creițar, așa că dormim liniștiți. Noi facem schimb în natură. Eu dau fructe, miere, ceară, ierburi de leac și primesc în schimb grâu, sare, pânzeturi pentru îmbrăcăminte, vase și unelte de fier, ca pe insulele din jurul Australiei. Chiar așa. Bine, pe corabia noastră se găsește grâu și sare. Lăsați-mă pe mine să fac socoteala. O să țin seama de valoarea exactă a lucrurilor ce ne veți da și o să aducem mărfuri de ale noastre în aceeași valoare. Nu o să vă înșel. Sunt încredințată, domnule. Aș avea însă o rugăminte. Pe corabia mea călătorește un domn cu fica lui. Fata nu e obișnuită să stea pe vas în vreme de furtună și s-a îmbolnăvit. N-ați putea să le dați adăpost ăstor doi călători ai mei până se potolește vijelia? Femeia nu se simți deloc încurcată auzind această cerere. Cum să nu, domnule? Uite, avem 2 odăițe. Într-una o să stăm noi, iar în cealaltă, dacă cel care cere adăpost e om bun, o să găsească ce dorește, adică liniște, deși nu-i prea mult confort. Dacă și dumneavoastră doriți să dormiți aici, pentru că atât prima cât și a doua cameră au să fie ocupată de femei străine, apoi dumneavoastră o să fiți nevoiți să vă urcați în pod, acolo unde o să găsiți în schimb fum proaspăt și, după câte știu eu, marinarii nu sunt oameni mofturoși. Timar nu-și putea da seama cine era femeia din fața lui, care, alegându-și atât de frumos cuvintele, își expunea punctul de vedere într-un mod cum nu se poate mai politicos. Coliba aceea, pe jumătate peșteră, așezată în mijlocul unei insule pustii, nu-i dădea niciun indiciu. Vă mulțumesc foarte mult pentru bunăvoință și pornesc să ajung de grabă pe corabie ca să-i aduc încoace pe pasagerii mei. Foarte bine. Nu vă întoarceți însă la luntrea dumneavoastră pe acolo pe unde ați venit. Bine v-ar mai sta să conduceți aici o domnișoară târând-o prin mlaștini, prin mocile și boschete cu ghimbi. Există o cărăruie destul de bună de-a lungul malului, numai că, fiind năpădită de iarbă, căci nu prea trece nimeni pe acolo și bălăriile cresc repede, o să vi se arate drumul până la locul unde o să găsiți luntrea. La întoarcere o să puteți debarca puțin mai aproape dacă o să veniți cu o barcă mai mare. Veți fi condus îndată. Almira! Timar se uită în jur să vadă din ce colț al casei sau din ce tufiș al grădinii va apărea acea Almira care urma să-l conducă la cărarea dorită. Uriașul câine negru de Newfoundland se sculase și dădea din coadă, lovind cu atâta putere în ușa deschisă, încât ai fi zis că lovește într-o tobă. Hai, Almira, condu-l pe domnul la mal, spuse femeia. Auzind aceasta, câinele murmură ceva spre Timar pe limba câinilor, apoi, apucându-l cu dinții de marginea mantalei, început să-l tragă ca și când ar fi vrut să-i spună, vino! O, va să zică dânsa e Almira, care o să mă conducă? Vă sunt foarte recunoscător, duduie Almira, glumit Timar, în timp ce își luă pălăria și pușca. După ce salută gazda, o porni după câine. Almira, ținând tot timpul marginea mantalei lui Timar, conduse oaspetele prietenos și abil prin livada unde acesta trebuia să aibă grijă să nu strivească nenumăratele prune căzute prin iarbă, dar nici pisicuța albă nu se lăsă mai prejos și ea trebuia să afle unde îl duce Almira pe străin. Alerga deci prin iarba moale, când în fața oaspetelui, când în urma lui. Ajunseră la marginea livezii când, deodată de undeva de sus răsună o voce, Narcisa! Glasul era al unei fete și ascundea parcă un mic reproș, multă dragoste și foarte multă timiditate. Un glas plăcut. Timar se uită împrejur, mai întâi să afle cine strigase, apoi cui fusese adresată chemarea.
Nu-i trebuie mult ca să se dumerească, deoarece pisicuța albă țâșni de lângă el și, zbârlindu-și coada, începu să se cațere pe trunchiul unui păr rămuros. Prin frunzișul des al pomului, Timar văzu fulgerând un crâmpei de fustă albă, dar nu putu să zăbovească mai mult pentru a afla cine o chemase pe Narcisa. Admira a început să scoată niște sunete adânci, guturale, care însemnau pe semne pe limba patrupedelor. Ce rost are să-i scodești? Astfel că Timar fu nevoit să-și urmeze călăuza dacă nu voia ca o bucată din manta să-i rămână în dinții acesteia. Almira îl conduse de-a lungul malului pe o cărare frumoasă năpădită de iarbă și curând găsiră locul unde tânărul își lăsase luntra. În clipa când sosiră, doi sitari de baltă spugniră cu un fâșit prelung, zburând spre insulă. Lui Timar îi trebuie mai puțin de o clipă să se gândească la cina minunată pe care urma să o aibă Timea și cu ițeala fulgerului îi scoase pușca de pe umăr și trase. În clipa următoare însă fu prăvălit și el la pământ. Când slobozise focul, Almira îl înhățase de guler și îl trântise de parcă l-ar fi lovit un trăznet. Timar vrut să se ridice, dar își dădu seama că avea de face cu un adversar mult prea puternic, un adversar cu care nu se putea glumi. Almira nu-i făcea nimic, îl ținea însă de guler și nu-i dădea voie să se scoale. Tânărul căuta să o îmbuneze, numind-o când domnișoara Almira, când prietena sa cea mai bună, și încerca să explice că așa este la vânătoare, că nu s-a mai pomenit ca un câine în loc să apuce vânatul să-l înhațe pe vânător, că cel mai nimerit lucru ar fi să se ducă și să caute sitari în tufiș, dar nimic nu putea să o înduplece pe Almira. Scăpă din această situație primejdioasă datorită femeii de pe insulă, care auzise împușcăturile și sosea în fugă, strigând-o de departe pe Almira. Auzindu-și stăpâna, ciudatul prieten îi dădu drumul lui Timar. Vai de mine, domnule, se tângui femeia, străbătând în grabă mărăcinișurile ca să ajungă mai repede la locul primejdiei. Am uitat să vă spun că nu-i voie să trageți, fiindcă o să o aveți de furcă cu Almira. Împușcăturile o supără îngrozitor. Ce proaste am fost că nu v-am spus. Nu-i nicio supărare, răspunse Timar râzând. N-am ce zice. Almira asta ar putea fi cel mai strașnic pădurar. Dar ia, vedeți, am vânat o pereche de sitari care cred că vor fi tocmai buni pentru cina musafirilor. O să-i caut. Dumneavoastră duceți-vă la luntre și când vă întoarceți, ar fi bine să lăsați pușca acasă. Nu de alta, dar de acum încolo, dacă Almira o să vă vadă cu ea în mână, o să vă ia. Său că nu-i de glumit cu dânsa. Da, m-am convins de asta. E un animal voinic și cu minte. Nici n-am apucat să mă gândesc cum să mă apăr, că m-am și pomenit la pământ. Bine că nu m-am hățat de beregată. A, nu face ea de astea. Dacă însă cineva îi se împotrivește, îl înșfacă de braț cu colții de parcă l-ar fereca în cătușe și îl ține așa până venim noi să-l scăpăm. Așadar, domnule, la revedere. Nu trecu niciun ceas și luntrea cea mare debarcă pe mal noi musafiri. Cât durase drumul, Timar îi povesti Timei despre Almira și Narcisa pentru ca fata să-și uite suferința fizică și să nu se mai teamă de valuri. Când debarcară, îi trecuse și una și alta. Capitanul porni în frunte călăuzindu-i, iar Timea, la brațul lui Eutim, venea în urma lui. Doi marinari și cârmaciu, cărând în niște saci așezați pe o targă mărfurile de schimb, încheiau cortegiul. Încă de departe auziră lătratul Almirei. Era un lătrat de bun venit prin care câinele obișnuia să anunțe sosirea cunoscuților. În asemenea cazuri, Almira dădea fuga în întâmpinarea celor ce se apropiau. Într-adevăr, ea ieși în calea oaspeților, întâmpinându-i la jumătatea drumului. Mai întâi alergă lătrând în jurul întregului grup și apoi schimbară rând pe rând câte o vorbă cu timonierul, cu marinarii și cu Timar. Furișindu-se lângă Timea, se gudură și chiar îi linse mâna. Când ajunse însă la Eutim, se liniști și începu să-i miroase picioarele până sus spre coapse, apoi nu-l mai părăsi, adulmecând în jurul lui și dând necontenit din cap, atât de vehement încât urechile îi se loveau una de alta pognind. Părea că în privința lui avea unele observații de făcut. Stăpâna casei de pe insulă și aștepta o aspeție în cerdac. Când îi zării, vindu-se printre prom, strigă cu voce tare de nume, un nume. Noemi,
La această chemare, de undeva din fundul grădinii, se apropie cineva. Printre două rânduri de tufe de smeură, atât de înalte și de dese, încât păreau că se împreună alcătuind un adevărat zid verde, se ivi o tânără fată. Avea chipul și trupul unei copile încă neîmplinite. Îmbrăcată cu o cămășuță și o fustă albă, ea mergea ținând în poală fructe culese cu câteva clipe mai înainte. Părea o apariție idilică ce se ivea din desișul verde. Când era serioasă, obrajii îi furau gingașa culoarea trandafirului alb, iar când roșea, îi se împurpura și fruntea, furând culoarea trandafirului roșu. Fruntea ei senină și coltită, în armonie cu sprâncenele mătăsoase și fin arcuite, exprima o nesfârșită bunătate. Avea ochii albaștri, expresiv cu privirea nevinovată, iar buzele ei subțiri arătau sfială și candoare. Cosițele ei bogate și vălurile aveau splendida culoare a nucilor aurii, iar una din cozi date pe spate lăsa să se vadă cea mai micuță ureche din lume. Întregul echip trăda o blândețe de care fata nu-și dădea seama. Poate că pentru un sculptor trăsăturile ei, luate una câte una, n-ar fi fost un model de săvârșit. Tăiate în marmură, poate nu le-am fi găsit frumoase, dar capul și trăsăturile feței sale radiau o lumină ce o învăluia ca o aureolă, ceva care inspira simpatie, care te vrăjea de la prima vedere, încât cu cât o priveai mai mult, cu atât te simțeai mai cucerit. Cămașa îi alunecasă de pe un umăr, dar parcă pentru a nu-l lăsa dezgolit, pisica albă se cățărase pe el, lipindu-și capul de obrazul fetei. Picioarele ei albe și plăpânde erau desculțe, doar călca pe un covor, pe cel mai minunat covor împărătesc de catifea, pajiștea înveșmântată de toamnă și brodată cu flori albastre de veronică și cu flori roșii de ciocul berzei. Eutim, Timea și Timar se opriseră la capătul tufelor de zmeură, așteptându-o să ajungă în dreptul lor. Copila socotică salutul cel mai nimerit pentru musafir e să îmbie cu fructele aduse în poală. Culesese niște frumoase pere bergamote cu dungi roșii. Fata se întoarse mai întâi spre Timar. Acesta alese fructul cel mai prăguit și îl întinse Timei, din care pricină și în același timp amândouă fetele dădură supărate din umeri. Timea, fiindcă în clipa aceea o pismuia pe Noemi pentru pisica albă ce stătea pe umărul ei, Noemi, fiindcă nu Timei, dăduse întâietate să aleagă din fructele culese. Of, nepriceput, o strigă Noemiei, stăpâna colibei. Nu puteai să pui fructele mai întâi în coș? Ce ți-a venit să servești din poală? Of, of, prostuțo! Auzind-o, fata se roși ca para focului și fugi la maică sa, care o deojeni în șoaptă ca să nu fie auzită de oaspeți. Apoi o sărută pe frunte și îi spuse iarăși cu voce tare. Acum hai, du-te, primește cele ce ne-au adus marinarii, arată-le să pună lucrurile în cămară și apoi umple-le saci cu făină de porumb, oalele cu miere, iar coșurile cu fructe coapte. Dă-le și doi iezi. Eu nu le dau, șopti speriată fata. Să-și ia ei. Prostuțo, zise femeia cu blândă dojeană în glas. Fata asta ar păstra toți iezii și n-ar vrea să fie tăiat niciunul. Bine, atunci lasă-i să-și ia dânsii, să nu se supere nimeni. Până una alta, eu o să văd de masă. Noemi chemă marinari și le deschise cămara și magazia de fructe. Fiecare încăpere era o vizuină aparte, scobită în stâncă și închisă cu câte o ușă. Stânca ce forma vârful insulei era unul din acele blocuri venetice cărora geologii le spun Eraticus, stâncă rătăcitoare, italienii Trovanti, copii găsiți, iar scandinavii Azar, stâncă singuratică, ruptă din cine știe ce lanț de munți depărtați, o bucată de calcar prizărită din valea stâncilor de Dolomit, în albia de pietrișa Dunării. Stânga avea nenumărate grote, mai mari sau mai mici, grote ce fuseseră folosite cu multă ingeniozitate de cel ce o descoperise. Cea mai mare, cu un horn înalt drept în sus, servea de bucătărie, cea mai de jos, drept pivniță, cea dinspre vârf pentru cuiburi de porumbei, iar celelalte magazii de iarnă sau de vară. Cel care o descoperise se aciuiasă aici ca pasărea sălbatică, își ghebându-ți cuibul în stânca trimisă acolo de Dumnezeu. Copila a făcut schimbul de mărfuri cu marinarii, dovedind pricepere și simț de dreptate. Ca aldămași,
Ea dădu fiecăruia un pahar de vin de vișine și, așa cum se obișnuiește, îi pofti să cumpere tot de la dânsa când vor mai trece prin părțile acelea, apoi se înapoie la colibă. Fără să aștepte vreun îndemn, se apucă să puie masa. Așternu o rogojină împletită din pai subțire, iar pe masa mică de sub cerdac așeză patru farfurii și în dreptul fiecăreia cuțit, furculiță și lingură de cositor. Dar al cincelea va sta la masa pisicilor, da, chiar acolo. În fața cerdacului, dinaintea treptelor, se găsea o băncuță scundă de lemn. La mijlocul ei, Noemi își puse o farfurie de lut, un cuțitaș, o furculiță și o lingură mică, iar la cele două capete câte o strachină de lemn pentru Almira și Narcisa, dar fără cuțit și fără furculiță. După ce oaspeții și gazda se serviră din castron, aceasta trecu la casa cea mică. Noemi împărți musafirilor ei bucatele cu multă pricepere. Bucățile mai moi le puse în farfurioara Narcisei. Cele care trebuiau mestecate mai mult le dădu Almirei, iar la urmă se servi și ea. Până ce copila nu suflă în mâncare, niciunul nu avea voie să se atingă de farfurie, ca nu cumva să se frigă. Putea Almira mult și bine să-și ciulească urechile, putea Narcisa să se frege oricât de umărul stăpânii. Copiii trebuie să fie ascultători. Stăpâna insulei, urmând bunul sau poate prostul obicei unguresc, voia să arate musafirilor toată priceperea ei de gospodină și mai ales voia să-i dovedească lui Timar că bucătăria ei s-ar fi putut lipsi de prada lui vânătorească. Sitarii îi preparase cu hrișcă, șopti însă la urechea lui Timar că o mâncare ca asta se potrivea cel mult pentru domnișoare și că pentru bărbați pregătise un papricaș de purcel. Timar mâncă zdravăn, iar Eutim nici nu se atinse de noul fel de mâncare, spunând că se săturase, iar Timea se ridică imediat, făcu însă aceasta cu multă naturalețe. De altfel, tot timpul cât stătuse la masă, se uitase necontenit și plină de curiozitate spre ceilalți comeseni. Era deci foarte firesc să se scoale grăbite și să se ghimuiască lângă Noemi pe treptele cerdacului. Fetele se împrietenesc întotdeauna repede. Timea nu știa nicio boabă ungurește, iar Noemi habar n-avea de limba greacă, dar între ele se afla Narcisa. Ea știa și ungurește și grecește. Pisicuța albă înțelese ce voia să spună Timea când, mângâind-o pe spate cu mâna ei albă, rosti Horaion Gation, așa că se strecură din poala Noemiei în poala Timeei. Își ridică boțișorul spre obrazul acesteia, își frecă mutrișoara albă de obrazul ei alb, deschise gura roșie și frumoasă cu dințișori ascuțiți și făcu cu ochiul, cu unul din ochii aceia și reți fosforescenți. Se cățără apoi pe umărul Timei, îi ocoli gâtul, trecu iar pe la Noemi și de acolo înapoi. Noemi se bucură, văzând că domnișoara străină îi îndrăgise atât de mult odorul, numai că bucuria ei făcu loc amărăciunii în clipa când începu să-și dea seama că străina arăta prea multă dragoste odorului ei. Îl luase parcă de tot, ba îl și săruta, iar pentru ca amărăciunea să-i fie și mai adâncă, fu nevoită să constate cu câtă ușurință Narcisa își trăda stăpâna, cât de lesne primea alintarea fetei străine și cum îi răspundea lingușind-o. Când Noemi o chemă Narcisa, pisicuța se făcu că nu pricepe. Pricepea mai repede Horaion Gation. Noemi se supără pe trădătoare și, apucând-o de coadă, vrut să o tragă spre ea. Drept răspuns, Narcisa o lovi cu ghearele, zgârind-o pe braț. Timea avea o brățară de aur cu email bleu în formă de șarpe care îi încolăcea mâna la încheietură. Văzând că Narcisa își zgâriase stăpâna, ea își scoase brățara flexibilă și vrut să o treacă pe brațul Noemiei, pe semne ca să ușureze durerea. Noemi înțelese însă greșit acest gest. Bănui că străina vrea să o cumpere pe Narcisa în schimbul acelei brățări. Ori pisica nu era de vânzare. N-am nevoie de brățară. Nu ți-o dau pe Narcisa. Țineți brățara. Narcisa e a mea. Hai, Narcisa. Dar cum Narcisa întârzia să răspundă la chemarea Noemiei, fata îi trase o palmă zdravănă, așa că speriindu-se, pisica sări peste băncuță și, strănutând și scuipând, se cățără într-un nuc de unde începu să bombăne profund indignată.
În clipa aceea, Timea și Noemi se priviră și fiecare citi parcă în ochii celelalte ceva ca o presimțire de vis. Așa se întâmplă cu omul care, ațipind un minut, visează în acele puține clipe ca 3 ani de-a rândul, iar când se trezește, uită totul și nu-și aduce aminte de nimic altceva decât că visul a fost lung. Privirile celor două fete se întâlniseră numai o clipă, dar amândouă presimțiră că odată și odată fiecare din ele va fi tainicul înrăuritor al sorții celelalte, că le va fi hărăzit același lucru, ori bucurie, ori durere, fără să afle vreodată că una a pricinuit-o celelalte și că despre tot ce va fi nu vor ști poate mai mult decât despre un vis uitat. Timea se ridică brusc de lângă Noemi, dădu gazdei brățara și apoi se așeză lângă Eutim, punându-și capul pe umărul acestuia. Timar dădu lămuriri în privința cadoului. Domnișoara dădea Noemiei drept amintire brățara. Era de aur. Când auzi cuvântul aur, ca și când ar fi pus mâna pe un șarpe, gazda scăpă speriată obiectul din mână, apoi descumpănită privi spre Noemi. Nu putu nici măcar să-i spună, mulțumește-i frumos. Chiar în clipa aceea, pe neașteptate, Almira atrase atenția tuturor asupra ei. Cât ai clipit, se ridică din loc unde stătuse tolănită până atunci și după ce mai întâi scoase un urlet prelung, începu să latre cu un hămăit gros ca de tunet, ținând capul ridicat. În lătratul ei era ceva din râgnetul leului, sunete violente de mânie năvalnice, sunete de provocare ce prevesteau un atac. Deși nu se repezi, ci rămase în fața cerdacului, proptindu-și bine în pământ picioarele dinainte, în timp ce cu cele dinapoi voia parcă să sfarme pământul. Femeia păli. Pe cărarea dinspre pomi venea cineva. La un singur om latră câinele în felul ăsta, murmură ea. Iată-l că vine, Elie. Jocai mor, omul de aur, capitolul 8, 7 în întuneric. Cel care se apropia venind dinspre țărm părea un bărbat tânăr. Purta bluză și pantalon largi, fular roșu, iar pe cap un fest turcesc de aceeași culoare. Era un bărbat frumos. Dacă ar fi pozat unui pictor, ai fi putut să juri că e portretul cine știe cărui erou. Dacă însă l-ai fi întâlnit aiurea, în prima clipă te-ai fi gândit că ai în față un spion. Avea trăsături regulate, ochi mari și negri, părul des și creț, buzele frumoase, dar zbârciturile din jurul ochilor, dunga aceea din colțul gurii, fruntea lui veșnic proponată de sudoare și privirile rătăcite te avertizau că omul din fața ta este sclavul propriilor sale interese. Almira continua să latre furioasă spre cel care se apropia. Omul mergea bălăbănindu-și nepăsător mâinile și picioarele, ca unul care știe că are cine să-l apere. Noemi căută să liniștească câinele, dar animalul nu vrut să o asculte. Atunci fata îl apucă cu o mână de amândouă urechile și îl trase înapoi. Câinele începu să schelălăie din pricina urechilor sale chinuite, dar nu se opri o clipă din lătrat. Văzând că nu răzbește, Noemi puse piciorul pe capul lui și îl pironi astfel la pământ. În sfârșit, câinele tăcu. Se culcă mărâind înăbușit, dar îngăduindu-i fetei să-și odihnească piciorul pe capul lui mare și negru, ca și cum piciorul ei ar fi fost o povară pe care nu putea să o scuture. Noul oaspete se apropia fluierând. Începu să vorbească de departe. A, tot mai țineți potaia asta blestemată? N-ați reușit să scăpați de ani până acum? La urma urmei, cred că tot eu o să-i fac de petrecanie. Dulău tâmpit. Când tânărul ajunsă lângă Noemi, îi zâmbi dulceac și intim. Apoi întinse mâna spre obrajii ei cu gând să o prindă cu amândouă degetele de bărbie, dar nu izbuti deoarece fata se trase repede înapoi. O, micuța mea logodnică, tot așa de sălbatic ai rămas. Pii, dar ce ai mai crescut de când nu te-am văzut? Noemi privi spre cel care îi vorbea, ținându-și capul dat înapoi cu bărbia ridicată. Cât de repede se transformase, încruntase sprâncenele și stuguiase buzele bosunflată, se uita în sus sfidătoare, tăioasă, până și culoarea feței se schimbase. Rozul devenise deodată pământiu. Într-adevăr, când voia să fie urâtă, Noemi reușea de minune. Noul sosin nu se lăsă. O, și ce frumoasă te-ai făcut! Dar fata se adresă câinelui. Astâmpără-te, Almira!
Noul venit păși pe sub cerdac cu un aer familiar, sigur de sine, și primul lucru care îl făcut fu să sărute mâna gazdei. Apoi îl salută pe timar cu amabilitate exagerată și, în sfârșit, se înclină curtenitor în fața lui Eutim și a Timei. Cuvintele începură să curgă șuvoi din gura lui. Seara bună, mamă soacră! Am onoare să vă salut, domnule capitan! Vă salut, domnul meu și domnița mea! Mă numesc Cristian Todor, cavaler și capitan, viitorul ginere al preastimatei doamne. Părinții noștri au fost frați de cruce. Încă pe când erau în viață, m-au logodit cu Noemi. În fiecare an obișnuiesc să-i vizitez pe dragii mei la reședința lor de vară, să văd cât mi-a crescut logodnica. Sunt foarte bucuros văzându-vă și pe dumneavoastră aici. Pe domnia voastră mi se pare că vă cheamă Dimar și am avut onoarea să vă mai întâlnesc. Am impresia că domnul celălalt e... Nu știe decât grecește, îl întrerupse Timar și își înfundă pumnii adânc în buzunare ca unul ce vrea să pună pe o nepotolită în imposibilitate de a da mâna cu el, chiar dacă vreodată avusese fericirea să-l mai întâlnească. N-ar fi fost cu neputință să-l mai fi văzut undeva, deoarece Timar era tot timpul pe drumul. Dar Cristian Todor nu se mai ocupă de el, ci se interesă de alt lucru care îi se părea mult mai practic în viață. O, ia te uită, ca și cum aș fi fost așteptat. Ce masă minunată! Al patrulea dacă mi-e liber. Paprikaș de purcel, slăbiciunea mea. Mulțam, mulțam frumos, scumpă și bună mămică. Stimați domn și domnișoare, n-o să vă fac de rușine, mulțam frumos. Din cei pe care îi înșirase, niciunul nu-l poftise să-i ia loc și să le țină de urât. Dar el mulțumit tuturor pentru toate și se apucă să înfulece paprikașul, invitându-l de câteva ori și pe Eutim și minunându-se cum poate să existe sub soare un creștin căruia să nu-i placă o mâncare ca asta. Timar se sculă de la masă și îi spuse gazdei: domnul și domnișoara sunt rupți de oboseală. În clipa asta au nevoie mai mult de odihnă decât de mâncare. Sunteți bună să le pregătiți paturile? Într-o clipă-s gata, răspunse femeia. Noemi, ajută domnișoarei să se dezbrace. Noemi se sculă și o urmă pe maică-sa și pe cei doi musafiri în camera mică din fund. Timar se depărtă și el de lângă masă. Rămas singur, musafirul cel nou înfulecă lacăm tot ce era de mâncare. Printre bucături continuă să discute cu Timar, care se oprise în spatele lui, iar peste umăr s-a zvârle al mirei oasele roase și subte. Îmi închipui ce drum îngrozitor ați avut, domnul meu, pe vântul ăsta năprasnic. Mă mir cum de-ați putut răzbi prin poarta de mir și prin Tahtalia. Ține Almira și nu fi supărată pe mine, idioto. Vă aduceți aminte, domnule, că ne-am întâlnit odată la Galați? Uite, și ăsta e altă jafră neagră. Dar când din întâmplare se uită înapoi, își dădu seama că nici Timar, nici Almira nu mai erau lângă el. Îl părăsiseră amândoi. Timar se urcase în pot să se culce. Între timp, își aranjase patul în fânul înmirezmat, iar Almira se ascunsese pe semne în vreo văgăună uriașei stânci. Dezamăgit, Todor se răsuci spre masă, pău până la ultimul strop tot ce mai rămăsese în cană și în paharele celorlalți musafiri și, rupând o așchie dintr-un scaun pe care stătea, începu să se scobească în dinți ca unul ce meritase cina aceea mai mult decât oricare altul. Se înoptase. Buciumați și obosiți, oaspeții nu mai simțeau nevoia să fie legănați. Sus în pod, Timare se întinsese pe fânul cu aromă dulceagă, socotind că în sfârșit putea să se odihnească după pofta inimii. Dar se înșelase. Când ești prea obosit și ai trecut prin tot felul de peripeții, nu-i chip să dai ochii în gene. Tablourile care la început i se perindaseră prin minte unul după altul se învălmășiră deodată, amestecând la oaltă urmăritori, stânci amenințătoare, cascade, ruine de cetăți, femei străine, câini negri, pisici albe. Se auzea vântul șuierând, sune de cor, pocne de bici, urle de câini, galben ce zornăiau. Un om râdea, șoptea, țipa, alandala. Cu cât strângea mai tare ploapele, cu atât vedea și auzea mai multe. Deodată jos, în odaia de dedesubt, răsunară glasuri. Le recunoscu. Vorbea gazda și oaspetele care sosise ultimul. Pardoseala podului era subțire și Timar auzea cuvintele ca și când i le-ar fi șoptit cineva la ureche. Cei doi vorbeau încet, cu voce scăzută, și doar din când în când bărbatul ridica glasul.
Ei, mamă Tereza, ai mulți gologani? Începu bărbatul. Știi bine că n-am. Știi foarte bine că nu primesc bani pentru ceea ce vând și că fac schimb cu altceva. Faci o prostie, asta nu-mi place. Și apoi zău că nu cred. Îți spun adevărul. Cine vine la mine după fructe aduce marfa care îmi trebuie mie. Ce să fac cu banii? Eu știu ce. Mi-ai dat mie? Niciodată nu te gândești la mine. Deși dacă o iau pe Noemi de nevastă, nu mă poți plăti cu prune uscate. Nu ești mamă bună. Nu te gândești la fericirea fetei tale. Nu vrei să mă ajut să-mi iau o slujbă ca lumea. Nu de mult am fost numit prim dragoman al consulatului, dar n-am bani de drum să mă duc până acolo, fiindcă s-a găsit unul să-mi șterpelească din buzunar și uite că din pricina asta pierd postul. Femeia îi răspunse liniștită. Nu cred să fi fost numit în vreo slujbă pe care ești în primejdie să o pierzi. Că ai un serviciu pe care nu poți să-l pierzi, asta cred. Cred că nu ai bani, dar că n-ai fi încă ți i-ar fi luat cineva, asta iarăși nu cred. Atunci n-ai decât să nu crezi nimic. Nici eu nu te cred că n-ai gologan. Trebuie să ai. Pe aici obișnuiesc să acosteze contrabandiști și a plătesc gras. Poți să vorbești și tare. E adevărat că se întâmplă uneori să nimerească pe insulă și contrabandiști, dar ea nu se apropie de coliba mea sau dacă fac asta vor să cumpere fructe și îmi dau în schimb sare. Vrei sare? Nu-ți bate joc de mine. Dar călătorii bogați ca ăștia care dorm acum aici, știu eu dacă-ți bogați, cere-le bani, pretinde-le. Ia nu mai fă mutra asta mironisită. Mie să-mi faci jos de bani de unde îi știi. Să mi te lași de acest tâmpit schimb de mărfuri de tip australian. Fă rost de aur dacă vrei să trăiești în pace cu mine, că altfel știi prea bine. E destul să rostesc un singur cuvânt acolo unde trebuie și s-a sfârșit cu tine. Vorbește mai încet, nenorocitule. Ei, vezi, acum mă rog să vorbesc încet. Ei bine, fă-mă să tac pe pentru totdeauna. Fii înțelegătoare, Tereza, dă-mi ceva gologari. N-am nicio lescaie în toată casa. Nu mă chinui, n-am niciun ban. Nici nu vreau să am. Blestemat să fie și cel din urmă bănuț. Poftim, caută prin toate lăzile mele și dacă găsești vreun ban, ia-l. Bărbatul se vede treaba că acceptase împuternicirea, fiindcă peste puțin timp strigă. Aha, dar asta ce-i? O brățară de aur. Da, chiar azi i-a dăruit-o în Noemie domnișoara aceea străină. Dacă-ți trebuie, ia-o. Face 10 galbeni. Ei, tot e mai bun decât nimica. Nu te teme, Noemie. Când o să mă însor cu tine, în locul acesteia o să-ți cumpăr brățări să spui la amândouă mâinile. O brățară să cântărească cât 30 de galbeni la un loc. În mijloc o să aibă un safir, adică nu, un smarald. Ce-ți place mai mult, safirul sau smaraldul? Spunând toate acestea, tânărul domn râse ca pentru sine. Noemi nu-i răspunse însă la întrebare. Ei, și acum, prea iubită mamă Tereza, așterne rogul te patul scumpului tău viitor ginere, drăguțului tău Todoruț, să visezi ceva frumos, să o viseze pe scumpa lui Noemi. Nu pot să-ți fac patul nicăieri. În camera de alături și sus în pod dorm musafirii. Cu noi într-o cameră nu se poate să dorm. Nu-ți dau voie. Noemi nu mai e copil. Tu te încerdac și dorm pe patul de tei care e acolo. Ah, Tereza, ce nemiloasă, ce inimă de piatră ai! Îl arunci așadar în patul ăla tare pe dragul și unicul tău viitor ginere? Noemi, dă-i perna ta, poftim ea și pătura cu care mă învelesc eu, somn ușor. Bine, dar blestemata aia de javră cât toate zilele, câinele l-a pocit, o să mă înhațe dacă ies afară. Nu-ți fie frică, o să leg. Sărmanul, stă legat numai când vii tu pe insulă. Tereza abia a putut să o scoată pe Almira din vizuina ei. Bietul animal știa dinainte ce l-așteaptă, știa că o să fie legat, că o să-i se pună la gât garda cu lanț. Dar obișnuit să fie ascultător, se lăsă legat de stăpâna sa. Faptul acesta îl întărâtă însă și mai mult împotriva celui care era cauza robiei sale. Abia reintră Tereza în casă, tot rămas singur pe cerdac, că Almira a început să latre furioasă, sărind când într-o parte, când în alta, pe o bucățică de loc, atât cât îi îngăduia lanțul, repezindu-se într-una de parcă ar fi vrut să rupe ori garda, ori lanțul, ori să scoată din pământ cu rădăcină cu tot socul acela de care era prins cercul lanțului. Iar Todor se porni să o întărâte și mai mult. Era fericit că putea să sâcâie un animal care nu avea cum să-l ajungă și care din pricina asta spumega de furie. Se apropie deci de Almira, oprindu-se la un pas de linia
până la care câinele putea să-l ajungă, se așeză în patru labe și începu să se strâmbe. Îi dădu cu tifla, scoase limba la el, îl scuipă între ochi și îl imită lătrân. Ham, ham, ai vrea să mă înhați dacă ai putea, nu? Ham, ham, poftim, uite nasul meu, mușcă-l. Vezi că nu merge? Vai ce cățeluș mumos ești! Mă, javră pocită, hau, hau, rupe lanțul ăla, hai, vino să ne luăm la trântă. Na, apucăm degetul. Na, iaca, e chiar sub nasul tău, poftim. Deodată, tocmai când era în culmea furiei, Almira se opri. Încetă să mai latre, își veni în fire. Se gândi, cel mai deștept cedează. Ridică deci capul ca și cum ar fi vrut să-și arate disprețul său profund pentru celălalt animal ce stătea în patru labe și cu asta a făcut stânga împrejur înapoi, așa cum obișnuiesc câinii, cu cele două picioare din spate, zvârlit de două ori cu putere înapoi, umplând cu nisip ochii și gura celuilalt animal, din care pricina celălalt început să înjure, adică să latre în grai omenesc. La rândul său, Almira intră tăcută, cu lanț cu tot, în vizuina ei de la rădăcina socului și nu mai scoase capul afară. Mult timp încă se auzi doar scâncetul ei, ca al unui bolnav de friguri. Scâncetul acesta fu auzit și de Timar. Capitanul nu putea să doarmă. Lăsase ușa de la pod deschisă ca să fie puțină lumină înăuntru. Era o noapte cu lună și după ce câinele se potoli, peste insulă se așternă o liniște adâncă, o liniște ciudată pe care glasul nopții și al singurătății o făceau și mai învietoare. Nu răzbate aici nici scârții de căruță, nici țăcănii de moară, nici glas de om. Țara bălților, a insulelor și a bancurilor de nisip. Din când în când, tăcerea e întreruptă de un uuit înăbușit, glasul buhaiului de baltă, locuitorul mlaștinilor. Zborul păsărilor de noapte face ca văzduhul să răsune de acorduri stinse, iar vântul, adin când și când, printre crengile ce foșnesc, preface plopii înalți în harpă eoliană. Câinele de apă țipă în stuf, imitând plânsetul de copil, iar cărăbușii, vâjiind, se lovesc de pereții albi ai colibei. Jur împrejur, desișul e învăluit în negură. Undeva în adâncul lui, parcă niște zâne ar juca dansul făcliilor. Prin locurile mlăștinoase aleargă fucuri rătăcitoare, fugărindu-se pe subtrunchiurile putrede. Luna își resfiră toată beteala de argint peste grădina plină de flori și fluturii de noapte cu ochii de păun și aripi argintate se prosternează în fața sceptrelor înalte ale înalbelor înfășurate în ghirlande de trandafir. Tulburător locaș de odihnă. Neputând să doarmă, omul își simte sufletul cuprins de farmec. Ce singurătate divină! Numai de nu s-ar amesteca și glas de om printre glasurile nopții. Dar iată că se aude și asemenea glas. Acolo jos, culcați în cele două odăițe ale colibei, stau oamenii care, la fel ca Timar, nu pot să doarmă. Oameni de sub căpătâiul cărora un duh rău a furat liniștea, așa că suspinele lor adânci se împletesc cu glasurile nopții. Dintr-una din camere răzbate noapte, Timar aude ruga, Iisuse Doamne, din cealaltă cameră suspinul, o, Allah, nu, nu poți să dormi într-un asemenea loc. Din ce pricină oare acolo jos nimeni nu poate ațipi? Deodată, printre gândurile ce-i vin unul după altul, țâșnește o bănuială care îl face pe Timar să-și părăsească culcușul, să-și îmbrace repede mantaua pe care a întins-o sub el și să coboare pe scara rezemată de ușa podului. Aceeași bănuială, în aceeași clipă, a încolțit și mintea altcuiva de acolo de jos, dintr-una din odăi. Când Timar, oprindu-se la colțul casei, strică cu voce liniștită, Almira, în aceeași clipă o altă voce șopti numele Almirei din ușa ce da spre cerdac, așa încât una din ele păru ecou celelalte. În clipa următoare, două umbre pășiră și se opriră uimite față în față. Timar recunoscu silueta Terezei. Cum v-ați dat jos din așternut? Întrebă femeia. Nu pot să adorm. De ce a strigat-o pe Almira? Mărturisesc că din pricină că a tăcut așa din senin. Mi-a trecut prin cap că poate omul acela a otrovit-o. Știți că și pe mine m-a neliniștit același gând. Almira, auzindu-și numele, câinele a apărut din vizuină, dând din coadă. Nu i s-a întâmplat nimic, spuse Tereza, cât despre omul acela văd că a dispărut. Judecând după patul din cerdac, cred că nici nu s-a culcat. Hai să te dezleg, Almira.
Uriașul patruped se tupilă în poala stăpânei sale, stând liniștit să-i scoată zgarda, apoi îi sări de gât și atinse obrazul cu limba. După aceea se întoarse spre Timar și, ca un câine bine crescut, își ridică laba mare și lată așezându-i o în palmă. Își cunoștea prietenii. O clipă mai târziu își scutură blana, se întinse cât era de lung, tăvălindu-se când pe o parte, când pe alta, și apoi se apucă liniștit să-și facă culcușul nisipul moale. Nu mai lătră deloc. Toată lumea putea să fie deci convinsă că străinul acela nepoftit nu mai era pe insulă. Tereza se apropie de Timar. Îl cunoașteți cumva pe omul acela? Ne-am întâlnit odată la Galați. A venit pe corabia mea și s-a purtat în așa fel că nu mi-am putut da seama dacă aveam de-a face cu un spion sau cu un contrabandist. M-am grăbit să-l debarc pe un vas, de pe vas. Cam asta e toată cunoștința noastră. Și cum de v-a venit în gând că ar fi putut să o trăvească pe Almira? Vă spun cinstit, fiecare vorbă rostită în camerele de jos se aude până sus în pod, unde tocmai încercam să adorm. Vrând nevrând, am auzit tot schimbul de cuvinte care a avut loc acolo jos între dumneavoastră. Așadar, ați auzit și cum a amenințat omul acela că de nu-i dau bani va fi de ajuns să spună o singură vorbă în privința noastră și suntem pierdute? Am auzit. Și acum ce credeți despre noi? Vă închipuiți, nu-i așa, că povara cine știe cărui păcat mare și tainic ne-a surghiunit pe insula asta depărtată de lume, orică ne îndelenicim cu lucruri care se tem de lumina zilei, care trebuie trecute sub tăcere ca nu cumva să se afle, orică suntem niște priveci urmași ai cine știe cărui nume rău famat și de aceea ne ascundem de ochii stăpânirii, ce credeți oare despre noi? Vă mărturisesc sincer, nu cred nimic și nici nu-mi bat capul. Ne-ați oferit un adăpost ospitalier pentru noapte și vă sunt adânc recunoscător. Vântul s-a oprit. Mâine o să pornim mai departe și niciodată nu o să mă mai întorc cu gândul la ceea ce am văzut și am auzit în insula asta. Eu însă nu vreau să plecați în felul ăsta. Fără să vreți, ați aflat unele lucruri asupra cărora trebuie să fiți lămurit. N-aș putea să vă spun de ce, dar din prima clipă am simțit pentru dumneavoastră o deosebită stimă. Gândul că o să plecați de la noi, fie cu vreo bănuială, fie disprețuindu-ne, m-ar mâhni. Și deoarece bănuiala există, cred că nici dumneavoastră și nici eu n-am putea închide ochii sub acest acoperiș. Noaptea e liniștită și parcă te împie să povestești taina unei vieți chinuite. Pe urmă veți chibzui în tihna asupra celor auzite. Eu o să vă povestesc totul cum a fost și numai așa cum a fost. Iar după ce o să ascultați istoria acestei insule pustii și istoria acestei colibe de lut, nu o să mai puneți că mâine veți pleca și că nu o să vă mai gândiți niciodată la noi, ci o să reveniți din an în an, ori de câte ori îndelenicirea dumneavoastră vă va călăuzi pașii prin meleagurile astea și vă veți odihni o noapte sub acoperișul nostru liniștit. Așezați-vă deci lângă mine, aici pe treptele cerdacului și ascultați istoria colibei noastre. Jocaimor, omul de aur, capitolul 9, povestea locuitorilor insulei. Acum 12 ani locuiam la Panciova, unde soțul meu era funcționar la primăria orașului. Îl chema Belovari. Era un om bun, tânăr, frumos de treabă și ne iubea mult de tot. Eu aveam 22 de ani, el 30. Am născut o fetiță pe care am botezat-o Noemi. Fără să fim bogați, eram însă oameni cu stare. El avea o slujbă, o casă frumoasă, o minunată livadă cu pom fructifer, pământ arabil. Am fost orfană, dar când m-a luat de nevastă, am adus zestre, așa că puteam trăi liniștiți. Soțul meu avea un bun prieten, pe nume Cristian Maxim. Omul care a fost adineaure aici e fiul lui. Avea pe vremea aceea 13 ani, un băiat frumos, drăguț, vioi și deștept foc. Încă pe vremea când Noemi abia era de-o șchioapă, cei doi bărbați obișnuiau să spună: vom căsători copiii. Eram atât de bucuroasă când băiatul lua în mâinile sale mânuțele micuței neștiutoare și o întreba: te măriți cu mine? Iar copila râdea înveselită. Cristian era negustor, dar nu un om de afaceri care își cunoaște meseria, ci un simplu comerciant dintr-un mic orășel de provincie care se ține și el după unul mai mare și riscă orbește. Dacă câștigă, e bine. Dacă pierde, s-a sfârșit cu el.
Cristian câștiga într-una și își închipuia că meserie mai ușoară ca a lui nu era sub soare. Primăvara vizita regiunea să vadă starea culturilor și, potrivit cu ceea ce vedea, încheia contracte cu angrosiștii pentru cerealele ce urmau să fie livrate după seceriș. Avea un cumpărător permanent, pe marele comerciant Brazovici Atanas din Comarom. Primăvara aceasta îi dădea de obicei sume mari de bani ca avans pentru cerealele ce trebuiau predate în toamnă, iar Cristian era obligat să-i livreze și să-i transporte cerealele la corabie cu prețul stabilit. Afacerile astea îi aduceau venituri frumoase lui Cristian, dar încă de pe atunci m-am gândit mult la treaba aceasta, socotind că ceea ce făcea el nu era comerț, ci un fel de joc de noroc. Să vinzi, adică ce nici nu există. Brazovici obișnuia să-i avanseze bani mulți lui Cristian, dar cum acesta, în afară de casă, n-avea altă avere imobilă, angrosistul i-a pretins garanție. Soțul meu a primit cu plăcere să garanteze pentru Cristian. Avea avere și apoi erau buni prieteni. Cristian ducea însă o viață foarte ușuratică. În timp ce soțul meu, bietul, stătea zile întregi cu spinarea înconvoiată, a plecat deasupra mesei de scris, el ședea cât era ziulica de mare în fața cafenelei, fumând și pălăvrăcind cu negustorii de teapa lui. Deodată însă mânia lui Dumnezeu se abătu asupra capului nostru. A venit groaznicul anul 1816. În primăvară semănăturile erau minunate în toată țara. Te puteai aștepta ca prețurile cerealelor să scadă. În Banat, comerciantul care izbutea să încheie contract pentru grâu cu 4 forinți, chila, era fericit, dar iată că a venit o vară ploioasă. Timp de 16 săptămâni a plouat fără întrerupere, zi de zi. Grânele au putrezit pe locul. A început o foamete cumplită în această regiune poreclită Canaan, iar în toamnă prețul unei chile de grâu s-a urcat la 20 de forinți. Dar nu puteai cumpăra nici cu atât, căci țăranii opreau grâul pentru sămânță. Mi-aduc aminte, o întrerupse Timar. Pe atunci făceam primele mele drumuri în calitate de căpitan pe un vas comercial. Așa că în anul acela, Cristian Maxim n-a mai putut să ducă la bun sfârșit contractul încheiat cu Brazovici Atanas. Diferența ce trebuia acoperită era o sumă înfiorător de mare. Și atunci ce credeți că a făcut Cristian Maxim? Și-a adunat toți banii ce avea de primit de la datornici, ba mai și împrumutat alții de la unii care au avut încredere în el și într-o noapte a fugit fără veste din Panciova, luând tot bănetul, dar lăsându-și acolo pe unicul său fiu. Putuse să facă asta deoarece toată averea și-o transformase în bani, iar ceea ce părăsise n-avea nicio valoare pentru el. Oare la ce sunt buni banii pe lumea asta dacă un om care nu iubește nimic altceva decât banul poate să facă atâta rău? Datoriile și obligațiile lui au rămas pe spinarea celor care îi fuseseră buni prieteni, celor care garantaseră pentru el. Printre aceștia se număra și soțul meu. Și atunci iată că a apărut Brazovici Atanas, pretinzând respectarea contractului din partea chezașilor. Știam că, într-adevăr, înmânase bani datornicului fugar și de aceea ne-am arătat gata să-i restituim suma. Am fi vândut jumătate din pământul nostru și în felul acesta s-ar fi acoperit datoria. Dar Brazovici s-a arătat neîndurător. Cerea să fie respectat contractul pe de-a-ntregul. Nu era vorba de suma pe care o dăduse el, ci de banii pe care eram dator să-i plătim noi. Pretindea de 5 ori mai mult decât ceea ce dăduse el. Actul scris îi dădea dreptul. L-am rugat cu lacrimi în ochi să se mulțumească cu mai puțin, doar de pierdea din câștig, a rămas însă neînduplecat. Voia ca cei care chezășiseră și care erau prinși în capcană să-i plătească totul până la ultima lescaie. Dar la ce slujesc oare religia, credința și principiile fundamentale de morală ale creștinilor și evreilor dacă ai voie să pretinzi așa ceva? Totul a ajuns în fața legii. Judecătorul a pronunțat sentința și casa noastră, pământul nostru, ultimele noastre calabalâcuri au fost sechestrate, sigilate, scoase la licitație. Dar oare la ce-i bună legea și societatea dacă îngăduie ca un om să ajungă cerșetor pentru o datorie pe care el n-a datorat-o niciodată?
să-l nenorocească, să-l aducă în sapă de lemn pentru un al treilea care a șters Putina râzând? Am făcut tot ce se putea face ca să scăpăm de ruină. Chiar soțul meu a plecat la Buda și la Viena să ceară audiențe. După cum am aflat, pungașul fără pic de suflet care fugise cu banii altora trăia în Turcia. Am cerut să fie arestat și trimis în țară, să-i plătească el creditorului său. Ni s-a răspuns însă de peste tot că ce voiam noi nu le sta în putere. Dar atunci mă întreb la ce-s buni împărații, miniștrii, marile puteri dacă nu pot să-și apere supușii năpăstuiți. Într-o noapte, în urma acestei crunte lovituri care ne-a dus pe toți în sapă de lemn, sărmanul meu soț s-a împușcat, trăgându-și un glonț în inimă. Nevrând să-și vadă familia în mizerie, lacrimile soției, să audă scâncetul de foame al copilului, a fugit din fața lor sub pământ. Da, sub pământ. Dar la ce-i bun atunci bărbatul pe lumea asta dacă într-o împrejurare grea nu găsește altă scăpare decât să-și părăsească, să-și lase singură femeia și copilul și să-și drobească inima. Dar încă nu s-au sfârșit toate grozăviile. După ce făcuseră din mine o cerșetoare fără adăpost, au vrut să-mi pierd și credința. Soția sinucigașului s-a rugat în zadar de preot să înmormânteze pe nefericitul ei soț. Protopopul e un om sever, evlavios, care ține foarte mult la religie. N-a îngăduit ca bărbatul meu să fie îngropat creștinește și a trebuit să văd cum trupul aceluia pe care îl iubise mai mult decât orice pe lume a fost râs de hingherul orașului în căruța care transporta cadavrele și aruncat în lanțul cimitirului, într-o groapă pe care a netezit-o cu piciorul. Atunci de ce mai există preoți pe lumea asta dacă nu sunt în stare să aline astfel de suferințe? De ce mai există însăși lumea? Nu mai rămăsese decât să facă din mine o sinucigașă și ucigașa copilului meu. Ucigașa copilului și sinucigașă în același timp. Am strâns copila la piept, învelind-o într-o proboadă și m-am îndreptat spre malul Dunării. Eram singură. Nu mă însoțea nicio ființă omenească. M-am plimbat de 2-3 ori de-a lungul malului, căutând un loc unde apa era mai adâncă. Atunci cineva mă prinse pe la spate de poala rochiei și mă trase înapoi. M-am întors să văd cine e. Era câinele acesta, ultimul bun prieten dintre toate ființele vii. Cele ce vă spun s-au petrecut pe malul insulei Ostrova. Pe insula aceea aveam o frumoasă livadă cu pom și o mică vilă unde ne odihneam vara. Camerele vilei erau însă sigilate cu sigiliul judecătoresc și eu n-aveam voie să pătrund decât în bucătărie și în grădină. M-am așezat pe malul Dunării și am început să mă gândesc. Ce sunt eu? Om? Femeie? Sunt mai rea oare decât un animal? Văzuta oare cineva vreodată un câine să-și nece puiul și apoi să se nece și el? Nu, n-o să mă sinucid, n-o să-mi omor copilul. O să trăiesc, o să-l cresc. Cum o să trăiesc? Așa cum trăiesc lupii, cum trăiesc țigăncile care n-au nici casă, nici pâine. O să cer pământului să mă miluiască. O să cer adâncurilor apelor, ramurilor copacilor, oamenilor însă n-o să le bat la ușă niciodată. Sărmanul meu soț îmi povestise cândva despre o insulă pe care, vreme de 50 de ani, Dunărea o înălțase în sufărișul de lângă insula Ostrova. Toamna el se ducea la vânătoare prin părțile acelea și pomenea adeseori de o stâncă plină de peșteri unde se refugia pe vreme de furtună. Îmi spusese că insula era a nimănui. Dunărea n-o durase pentru nimeni. Nici o cârmuire nu știa încă de existența ei, nici o țară n-avea încă dreptul să o socotească drept teritoriul ei. Acolo nu ara și nu însămânța nimeni. Pământul, pomii, iarba erau ale nimănui. Dacă era insula nimănui, de ce să nu o ocup eu? O cer de la Dumnezeu, o cer de la Dunăre. De ce s-ar împotrivi să-mi o dea? O să semăn grâu ca să am pâine. Cum o să semăn și ce fel de pâine o să fac, asta nu știam încă. Nevoia urma să mă învețe. Mai rămăsese o luntre. Judecătorul scăpase din vedere să-mi pună sechestru și pe ea. Ne-am urcat întrânsa eu, Noemi și Almira. Am trecut astfel pe insula nimănui. Nu vâzlisem niciodată până atunci, dar nevoia m-a învățat. Când am pășit pe pământul acesta, m-a cuprins un sentiment ciudat. Parcă așa, deodată, am uitat tot ce mi se întâmplase în lume. Atunci m-a întâmpinat o liniște învietoare, odihnitoare. După ce am străbătut lunca, pădurea tânără și câmpia
știam ce trebuia să fac aici. În lung căzumzeau albine, în pădurii ce înfloreau alunii, deasupra apei pluteau flori de cornaci, pe malul Dunării broașele testoase se încălzeau la soare, tulpinile copacilor erau pline de melci, în desișul din mlaștină creștea mana de apă. Doamne, ce masă gata așternută! Pământul format din putrezirea arborilor era plin de puieți de pom fructiferi. Granguri aduceau semințe de pe cealaltă insulă, merele sălbatice dăduseră în purg, tufele de zmeură își păstraseră încă fructele târzii. Știam ce aveam de făcut pe insula asta. O să o prefac în rai, eu singură. O să fac tot ceea ce pot să facă mâinile omului, mâinile unei femei, și apoi o să-mi duc veacul aici așa cum se zice că au trăit cei din tâi oameni în paradis. Am găsit stânca, aceasta cu scobiturile ei sfredelite de natură. În peștera cea mai mare se găsea un culcuș de fân. Era locul unde odinioară soțul meu, sărmanul, se odihnise. Deci moștenirea mea de drept, dreptul meu de văduvă. Mi-a alăptat copila, am adormit-o și am culcat-o în fân, acoperind-o cu broboada mea. I-am spus Almirei, tu rămâi aici și păzești-o pe Noemi până mă întorc eu. Am trecut apoi din nou pe insula cea mare, am străbătut iar grădina noastră. Cerdacul vilei era acoperit cu o pânză mare de cort. Am scos-o, poate o să fie bună pentru un adăpost, iar iarna chiar de îmbrăcăminte. Am adunat în ea ce-am mai găsit împrăștiat pe acolo, vase de bucătărie, unelte de grădină și am făcut o boccea ca să pot duce totul în spate. Venisem în casa bărbatului meu bogată, într-o caleașcă trasă de 4 cai și plecasem cu traista în spinare, cu toate că nu fusesem nici risipitoare, nici rea. Poate că și ceea ce învârâsem în traistă erau lucruri furate, toate mi-aparținuseră însă. Dar faptul că le luam era poate totuși un furt. Nu știu, în capul meu tot ce știam că-i drept sau nedrept, îngădui sau nu, se învălmășise. Fugeam din propria mea casă cu o legăturică plină de boarfe. Trecând prin grădină, am tăiat câteva ramuri din minunații noștri pom fructiferi, am tăiat mlădițe de smochine și de tufe roditoare, am cules de pe jos semințe și le-am pus în șorți, apoi am sărutat crengile salciei plângătoare, sub care de atâtea ori făurisem visuri de fericire. Se sfârșise. Niciodată nu m-am mai întors în locurile acelea. Barca m-a dus pentru ultima oară peste Dunăre. În timp ce vâzleam, mă frământam din două pricini. Întâi gândindu-mă că insula ar putea să aibă și locuitori nedoriți, șerpi. Mă gândeam că puteam să se zlășluiască și în vizuinile stâncii. Mi-era scârbă de ei și apoi mă temeam pentru Noemi. În al doilea rând, mă gândeam că, în ceea ce mă privește, puteam trăi chiar ani în șir cu miere, cornaci și mană de apă, iar pe Noemi o putea hrăni cu laptele din sânul meu, dar nu știam cum să o hrănesc pe Almira. Animalul acesta credincios nu putea trăi cu ceea ce mă hrăneam eu. Și aveam nevoie de ea. Fără ea, simțeam că o să mă ucidă groaza în pustietatea asta. Când cu traista în sprinare m-am apropiat de vizuina săpată în stâncă, am văzut mișcându-se în fața intrării o coadă de șarpe destul de groasă, iar ceva mai încolo, capul. Ceea ce lipsea între cap și coadă, mâncase Almira. Înțeleptul animal stătea culcat în fața copilului și da din coadă, lingându-și botul ca și cum ar fi vrut să spună: eu am stat la masă. De atunci a vânat mereu șerpi. A fost hrana lui de toate zilele. Iarna îi scotea din găurile lor. Prietena mea, așa m-am obișnuit să-i spun, găsise astfel mijlocul de a trăi pe insulă, scăpându-mă totodată și de șerpii care mă îngrozeau. O, domnule, n-am cuvinte să vă povestesc ce am simțit în prima noapte aici, stând singură. Nu era cu mine decât Dumnezeu, un copil și un câine. N-aș îndrăzni să-i zic durere. Era mai degrabă voluptate. Toți trei ne-am umbelit cu pânza de cort și ne-am trezit când păsările au început să cânte. Apoi a început munca, munca omului primitiv. M-a învățat nevoia. Mana de apă trebuie culeasă dis de dimineață. Femeile sărace se afundă în tufișurile mlaștinii, acolo unde această plantă cu semințe dulci crește ca o buruiană oarecare. Își ridică fusta și, ținându-o întinsă cu amândouă mâinile, se învârtesc astfel în tufiș încât sămânța
coaptele cade în poală. Adevărată mană, pâinea dată de Dumnezeu, pâinea pe care o mănâncă sărmanii, slugile nimănui. Domnule, 2 ani mi-am hrănit cu pâinea asta și în fiecare zi am mulțumit în genunchi celui care are grijă de păsările câmpului. Fructele de pădure, alunele, miere de albine, broaște țestoase, ouă de rață sălbatică, cornaci păstrați pentru iarnă, mel și ciuperci uscate, iată hrana mea de toate zilele. Binecuvântat fie acela care a așternut o masă atât de îmbelșugată săracilor săi. Între timp, zi și noapte, mă zbăteam să înfăptuiesc ceea ce îmi propusesem. Am altoit plantele sălbatice cu mugurii de pe ramurile luate din grădină și în pământul desțelenit am sădit tot felul de tufe cu fructe hrănitoare, viță de vie, plante trebuincioase. În partea de miază zi am semănat bumbac și cânepă. Mi-am făcut un război din lep de salcie, iar din bumbac și cânepă am țesut o stofă aspră ca să avem ce îmbrăca. Din papură și rogoz am împletit coșnițe pentru stupi, în care am adunat droiuri de albine sălbatice. Chiar din primul an am avut miere și ceară pentru schimb. Cei care veneau câteodată pe insulă erau morari sau contrabandiști. Ei îmi ajutau la muncile mai grele și nimeni nu-mi făcea niciun rău. Știau că n-am bani. Plăteau fie muncind, fie dându-mi unelte trebuincioase, că știau că nu primesc bani. Când în sfârșit pomii mei au început să rodească, atunci devenisem bogată. Pământul gras al insulei face ca pomii să crească de 2 ori mai viguroși decât în altă parte. Amperi care rodesc de 2 ori pe an, fie ce copac tânăr înflorește a doua oară după Sfântul Ioan. Pomii mei dau roade în fiecare an. Zi de zi am căutat să pătrund tainele lor și am ajuns să înțeleg că grădinarului nu este îngăduit să aibă niciun an cu rod prea bogat, niciunul fără rod. Când vorbești cu un animal așa cum vorbești cu un om, animalul pricepe. Eu cred că și pomii aud și se uită cu drag la cel care îi îngrijește, înțelegându-i dorința tainică și se mândresc atunci când pot să-i aducă o bucurie grădinarului. Pomii sunt ființe atât de inteligente. Parcă au suflet. Socot că cel care taie un pom fructifer e un criminal. Iată cine îmi sunt prietenii. Îi iubesc. Trăiesc între ei și trăiesc cu ajutorul lor. Oameni din toate satele învecinate și de pe la mori se abat aici, pe insulă, pentru a cumpăra fructele pe care ei mi le dau an de an, aducându-mi în schimb cele trebuincioase gospodăriei mele. Nu dau nimic pe bani. Mi-e groază de bani, de banii care m-au izgonit din lume și pe soțul meu din viață. Nu vreau să mai văd bani niciodată. Dar să nu credeți că sunt atât de neprevăzătoare, încât să nu fiu pregătită pentru cazul că ar veni ani vitregi, ani grei, care ar putea nimici roadele hărniciei omului. S-ar putea întâmpla un îngheț târziu, ori grindină. Rodul unui an întreg ar fi pierdut. M-am gândit și la vremuri grele. În pivnița peștera stâncii noastre, cât și prin scobiturile unde poate pătrunde aerul, am depozitat mărfuri ce nu se strică. Butoaie cu vin, cutii cu ceară, pachete cu lână și bumbac, lucruri care pot, dacă s-ar întâmpla să fie un an sau doi de foamete, să ne scoată din impas. Deci am și rezerve. Numai bani nu am. Mă consider bogată, cu toate că de 12 ani niciun bănuț nu mi-a trecut prin mână. Da, domnule, de 12 ani trăiesc singură pe această insulă, adică trăim noi trei. Pe Almira o consider tot o persoană. E adevărat că Noemi zice că suntem 4. O socotește și pe Narcisa. Copil, ce vreți? Foarte mulți știu de prezența noastră aici, dar pâra este ceva necurat pe meleagurile astea. Bariera artificială ridicată la hotarul dintre cele 2 țări a făcut ca locuitorii din părțile astea să ducă o viață mai retrasă. Nimeni nu-și bagă nasul în treburile celuilalt și, fără să fie învățați anume, fiecare știe să păstreze o taină. De aici nu ajung zvonul nici la Viena, nici la Buda și nici la Istanbul. Și apoi de ce m-ar denunța? Nu mă ating de nimic, nu fac rău nimănui. Cultiv pom fructifer pe o bucată pustie de pământ, pe pământul nimănui. Bunul Dumnezeu și maestatea sa Dunărea mi l-au dăruit și pentru asta eu le mulțumesc în fiecare zi.
Recunoștință veșnică ție, Doamne, și ție, Dunăre, regele meu. Nici nu mai știu dacă am vreo religie. De 12 ani n-am văzut nici preot, nici biserică. Noemi nu cunoaște așa ceva. Eu am învățat-o să citească și să scrie. I-am vorbit despre Dumnezeu, despre Isus, despre Moise, așa cum îi cunosc eu. I-am vorbit despre acel Dumnezeu bun, nemărginit de milostiv, care miluiește toate făpturile de pe lume, care iartă păcatele și peste tot, aproape de fiecare. Despre acel Iisus care a știut să se umilească, să rabde chinurile, acel Iisus dumnezeiesc de uman. Despre Moise, conducător și luptător pentru libertatea poporului său, pribeagul deșerturilor, cel care a rătăcit, îndurând setea și foamea, dar care nu și-a vândut libertatea pe prețul unor slujbe plătite cu aur greu, cel care propovăduia milostenia și înfrățirea. I-am povestit așa cum îi știu eu, dar despre acel Dumnezeu neîndurător, răzbunător, despre acel Dumnezeu care are aleșii lui, despre acel Dumnezeu care cere jertfe și stă în biserici împodobite, despre acel Iisus cu privilegii, despre acel Iisus care cere impozite și propovăduiește prigonirea fraților, despre acel Moise care stoarce bani, acel Moise care propovăduiește ura, acel Moise egoist despre care vorbește și cărțile și predicile și clopotele și cântecele, Noemi nu știe nimic. Acum ați aflat cine suntem și ce facem aici. Să vă spun acum și cu ce ne amenință acest om. Cristian Todor este fiul aceluia pentru care soțul meu s-a pus chezaș, din pricina căruia s-a sinucis, din pricina căruia noi am părăsit lumea, societatea omenească. Când ne-am ruinat, era un copil de 13 ani și nenorocirea l-a atins și pe el, căci și el a fost părăsit de tatăl său. Mărturisesc că nu mă mir cum de băiatul a ajuns un netrebnic fără pereche. Părăsit, zvârlit la gunoi de propriul său tată, nevoit să primească pomană de la unul și de la altul, înșelat și furat de cel pe care ar fi trebuit să-l adore și să-l înconjoare cu respectul filial cuvenit, stigmatizat de vârsta fragedă drept fiul unui pungaș, mai e de mirare că a fost silit să ajungă ceea ce a ajuns și să spun drept, nici eu nu știu ce este într-adevăr, dar cunosc multe lucruri despre el. Fiecare din cei care trec pe aici știe câte ceva despre el. Nu mult după fuga părintelui său, a plecat și el în Turcia. Spunea că se duce să-și caute tatăl. Unii zic că l-ar fi găsit, alții că nu i-a dat de urmă, alții că l-ar fi furat și pe tatăsul și ar fi fugit cu banii pe care apoi i-a irosit. Nimeni nu știe nimic precis. Iar pe el degeaba l-a întrebat că nu spune niciodată adevărul. Pe unde a umblat, ce a făcut... Despre toate înșiră numai povești și știe să le înflorească atât de iscusit, încât se zăpăcește chiar și el de a văzut cu ochii lui că lucrurile s-au petrecut altfel și gata să creadă la un moment dat că totul a fost așa cum istorisește el. Azi îl vede aici, mâine dincolo, a fost întâlnit în Turcia, în Italia, Polonia, Ungaria și nu e om de seamă în aceste țări pe care el să nu-l cunoască. Înșală fără rușine, iar cel care a fost înșelat odată poate fi sigur că va fi înșelat și a doua oară. Cunoaște 10 limbi și e luat drept cine se dă în țările pe unde umblă. Odată se dă drept negustor, altădată soldat sau marinar, azi e turc, mâine grec. A fost văzut dându-se drept conte polonez, drept logodnicul unei prințese ruse, drept doctor neamț, vânzând hapuri pentru orice boală. Care rostul lui adevărat pe lume? Asta nu știe nimeni. De un singur lucru sunt sigură. E spion plătit, dar în slujba cui? A turcilor? A austriecilor? A rușilor? Pentru câtești trei? Poate și pentru mulți alții. Îi slujește pe toți și înșală pe toți. În timpul anului trece de multe ori pe aici. Vine cu o barcă de pe malul turcesc și cu aceeași barcă trece pe malul unguresc. Ce treabă are când aici, când dincolo? Nu mă pot umili. Sunt convinsă că e bucuros văzând amărăciunea ce ne pricinuiește venirea lui. Mai știu că îi lacom și umblă după fuste. La mine găsește mâncare gustoasă și o fetișcană pe care îi face plăcere să o necăjească numind-o locornica lui. Noemi îl urăște. Îl urăște deși nici nu bănuie cât de îndreptățită este ura ei. Eu nu cred însă că Cristian Todor vine pe insulă numai ca să ne amărască pe noi. Insula asta pe semne că are și alte taine. Taine care nu mă privesc deloc. E un spion plătit și pe deasupra om rău.
E putre din cap și până în picioare. Poți să aștepți la orice din partea lui. El știe că eu și fata mea am ocupat insula fără niciun temei de lege. Cunoscând taina, ne șantajează, ne chinuiește pe amândouă. Ne amenință că dacă nu-i dăm bani și nu-i facem pe plac, ne denunță fie guvernului austriac, fie guvernului turc, iar când se va afla că în mijlocul Dunării s-a format un teritoriu nou, nesemnalat în tratatele de pace existente, se vor risca de îndată discuții între cele două țări și până să se lămurească lucrurile, mai întâi o să ne dea ordin să plece toți cei care locuiesc pe insulă, așa cum s-a întâmplat și cu teritoriul dintre muntele Albion și râul Cerna, care a fost declarat pământul nimănui. Un singur cuvânt din partea acestui netrebnic e destul pentru ca tot ce am izbutit să fac pe această insulă pustie, cu truda amară a celor 12 ani, să fie nimicit, ca acest paradis unde trăim atât de fericite să fie adus iar în stare de sălbăticie, iar noi să ajungem din nou pribege. Și încă ceva, nu tremurăm numai de teamă că slugile împăraților ar putea să ne descopere, dar tremurăm și din pricina popilor. Dacă mitropoliții, patriarhii, episcopii și protopopii ar afla că aici, pe insulă, crește o fată care de când a fost botezată n-a mai văzut biserică, mi-ar lua-o cu forța și ar închide-o într-o mănăstire. Înțelegeți acum, domnule, suspinul acela amar ce nu va lăsa să dormiți noaptea asta? Timar privit alerul lunii care începuse să coboare peste plopii înalți. De ce n-am eu putere să le ajut? Se întrebă el în gând. Omul ăsta poate să ne nimicească în orice clipă, urmă Tereza. E de ajuns să anunțe la Viena sau la Istanbul că aici, pe Dunăre, s-a ridicat un teritoriu nou și ne-a prăpădit. Afară de el niciodată și nimeni de prin părțile astea nu ne-ar denunța. Sunt însă pregătită pentru orice. Această insulă există numai datorită stâncii din mijlocul ei. Stânca stăvilește apele Dunării, silându-le să facă un cot în dreptul ei. Mai acum câțiva ani, când turcii s-au luptat cu sârbul Miloș, niște contrabandiști sârbi au ascuns 3 lăzi cu praf de pușcă printre tufele de grozamă. Când luptele s-au terminat, n-a venit nimeni să le ia. Poate că cei care au ascuns aici praful de pușcă au fost prinși sau au fost uciși. Eu am găsit lăzile, le-am adus aici și le-am vârât în văgăuna cea mai adâncă a stâncii uriașe. Domnule, dacă o să mă alunge din această insulă care nu ia nimănui, o să pun un fitil în praful de pușcă, o să arunc stânca în aer și odată cu ea o să murim și noi. În primăvara următoare, după pornirea sloiurilor, nimeni nu o să mai găsească nici urmă de insulă. Acum înțelegeți de ce n-ați putut închide ochii sub acoperișul casei noastre? Timar își rezemă capul în palme și privi undeva înainte. Vă mai spun încă ceva, adăugă Tereza aplecându-se mai aproape de urechea lui Timar pentru ca șoapta ei înăbușită să fie mai ușor înțeleasă. Eu cred că omul ăsta a avut și alt motiv să apară tocmai azi pe insulă și apoi să dispară tamnisam, decât simplu fapt că și-a pierdut la joc ultimii bani în cine știe ce cârciumă murdară și a vrut să stoarcă ceva de la mine. Vizita asta vă privește ori pe dumneavoastră, ori pe domnul celălalt. E bine ca cel care are taine ce trebuie bine ascunse să se ferească. Luna apuseze dincolo de plop și spre răsărit se ivise o lumină roșiatică. În pădurice răsuna fluieratul grangurilor. Se lumina de ziua. De undeva de lângă insula Ostrova, un glas tărăgănat și prelung de corn răzbătu peste întinsuri. Se suna deșteptarea pentru marinari. Curând se auziră pași pe nisip. Dinspre țări se apropia un marinar să anunțe că vasul era gata de plecare. Vântul se oprise și deci puteau porni la drum. Musafirii, Tricalii Seutim și fata lui, frumoasa Timea cu obrazul ca fildeșu, se grăbiră să iasă din odaia cea mică. Noemi se sculase de mult și pregătea în bucătărie dejunul din lapte proaspăt de capră, folosind mălaiul prăjit drept cafea și mierea drept zahăr. Timea nu bău laptele, dădu Narcisei partea ei, iar aceasta a primit bucuroasă darul fetei străine spre marea supărare a Noemiei. Tricalis Eutim căuta să afle de la Timar unde dispăruse celălalt domn care sosise de cu seară. Capitanul îi răspunse cum acela plecase chiar în puterea nopții.
Auzind răspunsul, fața lui Tricali se utim, se întunecă parcă mai tare. În sfârșit, oaspeții își luară rămas bun de la gazdă. Timea era iarăși apatică. Se plângea că nu se simte bine. Tima rămase mai în urmă și la despărțire îi dădu Terezei, pentru Noemi, o basma turcească de mătase frumos colorată. Dânsa îi mulțumi, asigurându-l că Noemi o va purta cu plăcere. O să mai vin, spuse Timar strângând mâna Terezei. Se îndreptară spre luntrea lor, luând-o de-a lungul cărării acoperite cu iarbă, Tereza și Almira îi petrecură până la mal. Noemi se urcase în vârful stâncii stinguratice și, așezându-se pe covorul alcătuit din flori de muști și de frunze groase de sedum, privea cu ochii ei albaștri visători luntrea ce se depărta. Narcisa se furișe lângă ea și îi se ghemui în poală, lipindu-și gâtul mlădios de pieptul ei. Piei din fața mea, necredincioasă! Asta ți-e dragostea? De ce m-ai părăsi și te-ai dat de partea fetei aleia? Pentru că ea e frumoasă și eu nu? Acum când a plecat Diar la mine, sunt bună și eu, nu-i așa? Du-te, nu te mai iubesc! Și totuși, Noemi strânse la pieptui cu amândouă brațele micuțul animal neastâmpărat și lingușitor. Sub bărbia ei rotundă strânse capul alb al lingușitoarei și rămase cu privirea după luntrea ce se depărta. În ochii ei străluceau lacrimi. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Jocaimor, omul de aur, capitolul 10. Ali Ciorbagi. A doua zi, pe o vreme frumoasă, Sfânta Barbara își continuă drumul toată ziua, navigând pe brațul unguresc al Dunării. Până ce amurgul cuprinse zările, nu se întâmplă nimic deosebit. Când coborâ seara, toată lumea se duse de vreme la culcare. Toți erau de părere că noaptea trecută nu putuseră să doarmă, să se odihnească prea bine. Dar lui Timar nu-i fu dat să aibă parte de liniște nici în noaptea asta. Peste tot se așternuse liniștea și în timp ce corabia se odihnea ancorată, se auzea doar clipocitul monoton al valurilor înspumate care loveau pereții vasului. În mijlocul acestei tăceri depline, capitanului îi se păru că vecinii săi se îndeletnicesc cu treburi nu prea odihnitoare. Din cabina de alături, despărțită de a lui numai printr-un perete de scândură, răzbăteau tot felul de sunete, parcă zornăi de bani, parcă cineva ar fi destupat o sticlă sau și-ar fi pleznit palmele una de alta, pe urmă ar fi amestecat ceva cu o lingură într-un pahar și apoi iar și-ar fi lovit palmele ca și cum, în puterea nopții, ar fi început să se spele. În sfârșit, auzi din nou suspinul acela din noaptea trecută. O, Allah! Într-un târziu răsună o ciocănitură slabă în peretele despărțitor al cabinei. Tricali Seutim îl chemă la el. Domnule, vrei să vii până la mine? Timar se îmbrăcă repede și trecu alături. În cabina lui Tricali se aflau două paturi și între ele o măsuță. Unul din paturi era ascuns de o perdea, iar pe celălalt stătea culcat Eutim. Pe măsuță se găseau o lădiță și două sticluțe. Doriți ceva, domnule? Întrebă Timar. Nu doresc, ci te rog. S-a întâmplat ceva rău? De acum înainte nu o să mai fie nimic rău. O să mor. Eu însumi vreau asta. Am luat o travă. Nu da de veste nimănui. Așează-te lângă mine și ascultă ce o să-ți spun. Timea nu se va trezi ca să audă. I-am dat să bea opiu și să doarmă adânc. În ceasul acesta nu este îngăduit să fie trează. Nu mă întrerupe. Orice mi-ai spune, peste un ceas nu mi-ar mai folosi la nimic. Iar eu trebuie să-ți spun multe și timpul e scurt, căci o travă ucide grabnic. Nu te gândi să mă scapi. Am aici în mână contra o travă și dacă m-aș răzgândi, într-o clipă m-aș putea întoarce la viață. Dar nu vreau și am dreptate să nu vreau. Deci așează-te și ascultă cu luare aminte vorbele mele. Numele meu nu e Tricali Seutim, ci Ali Ciorbagi și am fost guvernator în Candia, iar apoi casinar la Istanbul. Știi de bună seamă ce se întâmplă acum în Turcia. Sultanul face reforme și ulemii
Derbedeii și sanjacbeii s-au răzvrătit. În vremuri ca asta, viața omului nu face prea multe parale. Cei dintr-o tabără ucid cu miile pe cei care nu le împărtășesc ideile, iar ei din tabăra potrivnică dau foc cu nemiluit a caselor celor aflați la putere, așa că nu există cap destul de suspus care să poată fi în siguranță, să nu se teamă fie de mâna suveranului său, fie de mâna sclavului său. Caimacamul Istanbulului a măcelărit la Istanbul 600 de nobili turci, ca până la urmă să fie ucis și el de propriul său sclav în Jamia Sofia. Chiar și sultanul a fost atacat pe podul Galata și amenințat cu moartea de către dervișul Sheikh Satshi. Orice reformă se face cu jertfe omenești. Sosirea primului vas englezesc în Bosfor a fost salutată de 200 de capete de caigji înfipte în butuci. Când sultanul a vizitat Edrene, 26 de bărbați de vază au fost arestați, alți 20 au fost decapitați, iar 6 schingiuiți. Supuși la chinuri, ei au făcut mărturisiri, au adus acuzații înfiorătoare celor mai mari dregători, apoi au fost sugrumați. Atunci au început să fie prigoniți cei acuzați prin acele mărturisiri, ulemi, ofițeri superiori, pașale, miniștri. Prigoana se făcea pe ascuns, dregătorii suspecti dispăreau fără urmă. Secretarul sultanului, Efendi Vafat, a fost trimis în Siria și pe drum l-a ucis druzii. Pașa Petrev a fost poftit la masă de către Pașa Emin, guvernatorul din Edrene, dar la sfârșit, când i s-a adus cafeaua, acesta l-a înștiințat că, din dorința sultanului, trebuie să-și pună în ceașcă o travă și să o bea. Petrev a cerut doar atât, să-i se îngăduie să amestece în cafea o travă pe care o purta la dânsul, deoarece ucide mai sigur și mai repede. Spunând aceasta, a binecuvântat numele sultanului, s-a spălat și a făcut rugăciunea și a murit. Astăzi fiecare nobil turc poartă cu sine în inelul cu sigiliu o travă, nu de alta, dar pentru ca să o aibă mai la îndemână atunci când îi vine rândul. Eu am aflat din timp că mi-a venit și mie rândul. Nu complotasem împotriva nimănui, dar existau două motive puternice datorită cărora puteam fi hărăzit morții. Primul, banii mei, al doilea, fata mea. Nu mă temeam de moarte, oricând eram pregătit să-mi las capul pe butuc, dar n-am vrut să-mi dau copila în harem și nici s-o las cerșetoare. M-am hotărât de să-i trag pe sfoară pe dușmanii mei și s-o șterg cu fată și cu avere cu tot. Pe mare nu puteam fugi, căci noile corăbii cu roți m-ar fi ajuns din urmă. Mi-am făcut rost de un pașaport pentru Ungaria, pașaport în care mă dau drept negustor grec. Mi-am ras barba și pe căi lăturalnice am ajuns până la Galați. Nu puteam să fug mai departe pe uscat. De aceea am închiriat corabia dumitale și cu banii ce aveam am cumpărat grâu. În felul ăsta, primejdea ca banii să-mi fie furați era mai mică. Când mi-ai spus cine-i proprietarul corăbiei condusă de dumneata, m-am bucurat mult. Brazovici Atanas mi-e rudă. Mama Timei a fost grecoaică și ele neam cu ea. Lui Brazovici i-am făcut multe servicii și nu mă îndoiesc că o să știe să-mi răspundă la fel. Allah e mare și înțelept. Nimeni nu poate fugi din calea destinului său. Dumneata ai bănuit că sunt fugar, numai că nu știai limpede ce sunt, bandit sau refugiat politic. Cu toate astea, în calitate de comandant al vasului, ai ajutat, așa cum îți dicta datoria, pe călătorul a cărui soartă ți se încredințase. Am trecut ca prin minune printre stâncile și peste vârtejurile porților de fier. Am fugit cu o îndrăzneală de neînchipuit de canoniera care ne urmărea. Am scăpat ușor și de carantină și de controlul de la Orșova și atât că tocmai când am lăsat în urmă spionii, cei mai primejdioși, mă împiedic în drumul meu de un fir de pai și cad în groapă. Omul care a venit aseară pe insula aceea ascunsă este un spion al guvernului turc. Îl cunosc și fără îndoială că și el m-a recunoscut. Nimeni n-a putut să-mi adulmece urma în afară de el. A plecat înaintea noastră, așa că la Panciova voi fi așteptat. Nu mă întrerupe. Știu ce vrei să spui. Că acolo e pământ unguresc și că guvernul niciunei țări nu predă guvernului
unei alte țări pe refugiații politici, numai că pe mine nu o să mă urmărească în calitate de refugiat politic. Mă vor urmări ca pe un hoț, dar n-au dreptate. N-am luat cu mine decât ce era al meu și dacă statul turc are pretenții, ei bine, am lăsat 27 de rânduri de case acolo, la Galata, și din vânzarea lor va putea să-și acopere paguba. Totuși, au să strige în gura mare că sunt hoț, că am furat banii vistieriei. Ori, hoții fugari sunt predați Turciei chiar și de către guvernul austriac, atunci când sunt descoperiți de spionii turcilor. Omul acela m-a recunoscut, așa că s-a sfârșit cu mine. Pe fruntea palidă a vorbitorului apărură picături mari de sudoare. Chipul lui părea de ceară. Dă-mi puțină apă ca să pot continua. Mai am încă multe de spus. Eu nu mai pot scăpa, dar murind îmi salvez fata și averea care îi rămâne ei. Așa a vrut Allah. Cine poate să nu-i se supună voinței sale? De aceea jurăm pe credința ta și dăm cuvântul de cinste că vei duce la îndeplinire tot ce-ți voi cere acum. Mai întâi, după ce o să închid ochii, să nu mă înmormântați nicăieri pe mal. Niciun musulman drept credincios nu-și poate dori să fie îngropat ca un creștin, să mă înmormântez după obiceiul marinăresc, vârându-mă într-o pânză de cort, legându-mi pietre grele de picioare și de cap și aruncându-mă acolo unde Dunărea e mai adâncă. Chiar așa să faci, fiule. Apoi pornește liniștit cu corabia spre Comaron. Ai grijă de Timea. În lădița asta se găsesc banii mei în numerar. Sunt 1000 de galbeni, bani pe șin. Restul averii mele se află în saci, sub formă de grâu. Pe masă am lăsat o scrisoare ce trebuie să o păstrez dumneata. Trebuie, fiindcă prin ea adeveresc și recunosc în primul rând că, mâncând prea mulți pepeni, am făcut o dizinterie și deci mor din această pricină. Iar în al doilea rând că n-am avut mai mult de 1000 de galbeni, asta ca nu cumva să fii învinuit că mi-ai pricinuit moartea ori că ai luat din bani. Ție nu-ți las nimic. Tot ce o să faci, o să faci fiindcă ai suflet bun și pentru toate Dumnezeul tău o să te răsplătească. Mai bun datornic nu poți să-ți dorești. Ai să o duci pe Timea la Brazovici Atanas și ai să-l rogi să o înfieze. Brazovici mai are o fată. Timea o să-i fie soră. Dă-i banii să-i întrebuințeze în folosul copilei. Predă-i și încărcătura corăbii, rugându-l totodată să fie el însuși de față când se vor goli sacii, deoarece am adus grâu bun, grâu curat și nu vreau să-l schimbe cineva, înțelegi? Muribundul privea cu ochii săi sticloși drept în ochii lui Timar și se vedea că îl frământă un gând. Căci, tăcuiar, am spus ceva, am vrut să spun ceva, dar mintea mi se întunecă. Ce plină de vopaie e noaptea asta, cât de roșie luna acolo pe cer. Da, semiluna roșie, un geamă ce venea dinspre patul Timei îl făcu să tresară și gândurile de adineauri se risipiră. Speriat, se ridică în capul oaselor și cu mâini tremurânde a început să caute ceva sub pernă, în timp ce ochii sticloși priveau în gol. Ah, era să uit, Timea, ca să o adorm, i-am dat să bea un somnifer. Dacă nu trezești la timp, o să adormă pe vecie. Uite aici, în sticluța asta se află licoarea salvatoare. După ce o să plec din lumea asta, frac-o bine pe frunte, pe tâmple și în dreptul inimii până se va trezi. Vai, era cât paci să o iau cu mine. Dar nu vreau, nu. Ea trebuie să trăiască, nu-i așa? Jură pe credința și pe cinstea ta că o să o trezești, că o să o redai vieții, că n-ai să o lasă doarmă somnul de veci. Muribundul își lipi mâna lui Timar de pieptul său. În trăsăturile crispate se citea agonia. Ce spuneam adineauri? Ce-am vrut să mai spun? Care a fost ultimul cuvânt? Cum? Da, semiluna roșie. Pe fereastra deschisă, printre nori în mijlocul cărora apăruse, talerul lunii în eclipsă aruncă o lumină sângerie. Oare despre luna aceasta vorbise muribundul în delirul său? Ori priveliștea i-a adusese aminte de altceva? Da, semiluna roșie, șopti muribundul încă o dată, trăgându-l pe Timar mai aproape de el. O clipă mai târziu, pe cetea morții ferecă pentru totdeauna buzele. Se mai zbătu ușor câtva timp, apoi își dădu sufletul.